Împăratul Ceresc, Mântuitorul de Duhul Adevărul, care pretutindă și toată ne împlinești. Misterul bunătății dădător de viață, cum și să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate închinăciunea și mântuiește bunul de sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și porunea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cel ce Părinte binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Bună seara! Ne vedem din nou. Bună seara, la alt moment, la altă întâlnire, la altă temă. Și în seara aceasta avem un alt invitat, cum spunea în seara, domnului Cătălin Ion, care este președintele Agenției Lăcașuri Ortodoxe din București, care ne va vorbi despre ceva mai modern, așa. Pagina web versus misiunea, propovăduirea și mărturisirea parohiei contemporane în contextul civilizației seculare și secularizate de astăzi. În primul rând, am fi să vorbim puțin despre cuvântul secularizare și seculare, pentru că mulți îl auzim, dar nu prea pricepem despre ce este vorba. Ne faceți o introducere despre secularizare un pic. Cred că aici m-a indicat este pe doamna cuvântul, la preot. Fiindcă termenul are implicații mai multe duhovnicești. Duhovnicești, da. Întrebare. Știți ce înseamnă? Poate nu trebuie să vă spun. Spuneți-ne acolo. Știți sau nu știți? Știi, ești pe o... Da. Ce? Dacă să spuneți la voastră. Da. Ia. Aveți deci, putere mănântă. Da. Secularizarea înseamnă aducerea lucrurilor pământești și raționale mai mult în cotidianul duhovnicesc și a lăsat partea transcendentă, adică credința în Dumnezeu, cea pe care biserica o propovăduiește și ancorează societatea în consumism, adică ce se mănâncă, ce se bea, ce se cumpără, ce se tranzicționează. Deci totul se face la momentul acesta exact ceea ce Mântuitorul a condamnat în templu. A transformat casa tatălui meu în casă de negoțătorie. Deci totul este palpabil și după cuvântul acesta pe care l-a luat românul, nu e ce mesă la afacerea asta. Chiar și în credință. Nu e ce mesă la afacerea asta. Și toate instituțiile care nu sunt duhovnicești, sunt ale statului, laice, pătrund în viața bisericii, din ce în ce, în teritoriul acesta duhovnicesc. Și asta înseamnă că se aduce la o gândire secularizată. Și aici se pierde foarte mult tot ceea ce înseamnă rugăciune, ce înseamnă spiritualitate, ce înseamnă artă, ce înseamnă lucrul din acesta de suflet. Și comunicarea cu Dumnezeu. Da. Totul este adus pe pământ. Nu mai e nimic în cer. Una dintre problemele și provocările vremurilor noastre este viața virtuală. Foarte mulți trăiesc astăzi virtual. Adică nu au nimic palpabil, totul e pe internet, totul este imaginație, unii provoacă, alții consumă și ăsta e un consumist. Și ăsta e internetul, ăsta e un consumist. Dacă stai să te gândești, foarte, e ca un drog. Foarte multă lume consumă internet. Că în rețeaua de socializare, că în informație, că în tranzacții cu cardul sau ceva, tot internetul este de bază, cu orice programare la medic faci pe internet, cu orice rețetă îți vine sau îți transformă analizele, îți vine pe internet, programul bisericii noastre e pe internet, uite, această emisiune se transmite pe internet, o să vină mâine cu mine, o să auzi că spovedania se face pe internet. Am auzit. Că nu știu ce e. Și atunci stăm să ne gândim. Care este partea bună și
care este partea. Întotdeauna există, în orice conjunctură, există un avantaj și un dezavantaj. Nu există avantaj decât la Dumnezeu. Atât de singurul care este are un avantaj maximal. Dar în toată chestia asta, cum se spune și părinții spun, nu este rău, ci folosirea acestui lucru, unui lucru poate să fie bun sau rău. În sine, nimic nu este rău. Totul a fost creat de Dumnezeu și omul creează. Intenția este bună, dar finalitatea este rea. Vorbeam și în alte seri aici că un anumit lucru făcut într-un anumit context e bun și același lucru făcut în alt context e rău. Și provoacă lucrurile nedorite. Acum, ca orice lucrare, este foarte, a ajuns foarte departe această știință cu internetul și cu netul și dacă uitați și aici cartea scrisă de domnul Cătălin Ion, proiect multimedia al Lăcașului Ortodox, Padre și Mănăstirea Ortodoxei, chiar vreau să vedem ce spune despre lucrarea aceasta a dumnealui în partea credinței și cât de mult s-a câștigat sau cât de mult a pierdut. Biserica este provocată de fiecare dată în timpurile ei să meargă umăr la umăr cu știința, cu descoperirea, cu tehnologia și de ce să nu folosim și noi lucrurile acestea bune. Eu nu prea mă folosesc de internet, decât să joc șac. Mai mult de așa, cu mai mulți competenți din toată concurenți din întreaga lume. Și aici am jucat chiar din toate porțurile lumii. Cu Brazilia, cu Argentina, cu țările de jos, cu Australia, cu Rusia, cu nu știu ce. Da, e un lucru bun. Se poate comunica cu toată lumea. La ce mai folosim netul? Să ne vedem rudele și prietenii din țările îndepărtate, care au plecat în țări și aici se văd familiile, copiii, se văd pe părintele are copii care sunt plecați în străinătate. Se comunică foarte repede. Dar totuși trebuie să avem grijă, să vedem până unde putem merge cu toate aceste lucruri. Așa că îi spun până seara pe dată. Și dacă tu vrei să spui ceva... Aș fi vrut înainte de toate, dacă îmi permiteți, pentru a-l cunoaște cu toții cât mai bine pe domnul Cătălin Ion, să vă spun din cartea domniei sale, de la sfârșitul ei, câteva cuvinte despre autor. Adică despre domnul Ion Cătălin. Născut la 12 iulie 1970, căsătorit din 1991, având fiind tată a doi copii. A făcut sport de performanță, scrimă, în generație, având colegă de generație pe Laura Badea. Și au fost la același club, la CSSI București. CSS1. Dublu olimpic național. La mecanică. Mai bine prezentați-vă. Nu, sincer, eu poate... Inginer diplomat, Facultatea de Transporturi, absolvit Universitatea Deschisă Fermierul, Institutul Agronomic, 1993, inginer auto, director așa la o SRL, o firmă mare, soft, președinte Asociației Non-Profit la Lăcașuri Ortodoxe, în 2008 este prezent, director proiectare IT, de așa, și cam destule în viața asta tânără și scurtă. Frumoasă, felicitări! Dar slavă numai, nu? Frumoasă, foarte frumos. Sunt mândrie, soția și copii, nu? Vorbează cineva în, da, în pasiunea asta? Lucrăm împreună. Toată lumea a lucrat să lumea. Și dumneavoastră, domnul? Da. Extraordinar, bravo, bravo. Bravo, domeniul informatic. Bun. E plăcut să lucrați în domeniul ăsta? Da, foarte plăcut. Foarte plăcut, fiindcă mai ales atunci când ești în biserică, da, când ești aproape de biserică, vezi că poți aplica toate descoperirile astea ale tehnicii în folosul bisericii.
Și aici e un domeniu care a fost mai puțin descoperit până în prezent și mai puțin folosit, nu numai în cadrul bisericii. Și în alte domenii, internetul... Ce nu folosește membrii bisericii, de exemplu, noi care suntem clerici sau credincioși? Cine nu accesează? Știți cam cum se accesează internetul? Este într-un fel paradoxal și puțin rușinos pentru membrii bisericii. El este accesat și de clerici, da? Și de credincioși, numai că dintr-o altă postură. Dintr-o postură mai mult de necredincios. Adică accesarea internetului nu are neapărat legătură cu partea duhovnicească. Așa. Care este prezentă pe internet într-o anumită măsură și pentru care ar trebui să se tragă, să devină mult mai evoluată, mult mai bine cenzurată, fiindcă sunt și site-uri care au, susțin ca un specific religios, mă refer la direct la ortodoxie, fiindcă despre asta discutăm, și care, de fapt, nu au niște mesaje prea ortodoxe. Da. Deci, eu cred că prezența este destulă pe internet, cum zicea și dumneavoastră, chiar și șahul, de avertizez că poate crea dependență. La mine ar crea. Așa? Deci, din câte vedeți, poate și dumneavoastră ales tendința, și orice om are tendința în general, să acceseze internetul nu dintr-o perspectivă duhovnicească, religioasă. Și mai mult, pentru căutare, pentru diferite servicii, pentru... Bine, unii zice, domnule, nu e prea așa duhovnicesc să auzi să te rogi pe internet sau să ai rugăciuni pe internet, da. Să faci un și să faci într-un cadru corect. Mai... Corect. Ați vorbit mai devreme despre așa ați precizat dumneavoastră, ați folosit cuvintele viață virtuală. Da. Nu este vorba despre viață virtuală. Nu există viață virtuală, decât eventual în domeniul roboticii. Și aia nu e viață. Am înțeles. Dar tendința asta au mulți. Se confundă spațiul virtual, care implică o viață reală, cu viața virtuală. Nu există viață virtuală. Există un spațiu virtual în care se manifestă niște persoane perfect reale. Perfect reale. Apare o nuanță oarecum de virtuală, de persoană virtuală, în momentul în care acea persoană care este activă pe internet, care propune ceva celorlalți, care postează ceva, publică ceva, refuză să-și dea identitate. În momentul ăla putem spune că ea devine o persoană virtuală. Ori dacă devine o persoană virtuală, ea nu mai trebuie luată în seamă. Deci acolo este un mare pericol. Ca și în lumea reală. Dacă vezi pe cineva mascat pe stradă și nu te lasă să-i descoperi identitatea, înseamnă că e un potențial pericol pentru tine și te retragi frumos și îl lași, indiferent dacă are mesaje, pune mesaje, poți. Și cum ne putem da seama dacă o persoană este persoană reală sau persoană virtuală în cazul de față? Toate site-urile, de regulă, toate site-urile serioase, au o rubrică de contact. De contact, telefon, adrese, se specifică cine e administratorul site-ului, unele au mult mai multe amănunte chiar. Și în funcție de asta, e foarte ușor să îți dai seama în care site vrea să aibă o alură de real și care vrea să rămână efectiv în spațiu virtual și practic să manipuleze prin asta. Are un interes de anumită natură, mai ales că atâta timp cât administratorul lui rămâne în spate, ascuns, și e clar că nu are intenții prea ortodoxe. Viața asta virtuală, cum o numează astfel, de fapt, spațiul ăsta virtual este la fel de periculos ca și spațiul real. Asta vreau să zic că nu sunt prea mari diferențe între aceste două spații. Și în spațiul real te poți ascunde și în spațiul virtual te poți ascunde. Problema, eu la un moment dat am zis asta și puțin s-a zâmbit.
Dar s-a recunoscut că este o problemă cu adevărat importantă. Cred că cel mai tare, și aici mai ales în domeniul religios bisericesc, mai ales în sectorul clerical, cel mai tare ar trebui să ne sperie virtualul din lumea reală. Virtualul din lumea reală, care nu înseamnă altceva decât faptul că trecem de multe ori unul pe lângă altul pe stradă și ne cunoaștem, nu mai ne cunoaștem vecinii, ei devin virtuali și prin faptul că ei sunt dezinteresați oarecum de relația cu noi, dar și prin faptul că noi, la rândul nostru, nu arătăm interes față de ei. Cineva trebuie să aibă inițiativa în sensul ăsta și, pe urmă, să vedeți că și reacția de partea cealaltă e la fel de încurajantă și de îmbucurătoare. Am un comentariu. Eu știam că, în virtual, lucrurile sunt mai impersonale. În online. Și dacă nu mă văd cu omul față în față, am tendința poate să fac niște lucruri care în real nu le-aș face și în online e mai simplu. Nu știu dacă vreți să ne spuneți ceva despre asta. Adică e mai ușor să faci, spuneți că nu e mai diferență între lumea din online și lumea reală. Dar, în opinia mea, în online ai multe, tot felul de ispite, de nu știu ce, și e mai ușor să cazi acolo, totul facil și cumva rău devine mai simplu. Nu știu. Haideți să comparăm atunci mai exact mediul real cu mediul virtual, între ghilimele. Și să luăm exemplul unei cărți, al unei reviste, al unei publicații, în general. Și un site web și o revistă pot reprezenta un același pericol, un același tip de pericol pentru cititor. Care este diferența? Suntem în fața unui monitor sau suntem în fața unei cărți? Dacă noi alegem ca această carte să fie valoroasă după criteriile noastre, după criteriile care ni s-au împărtășit și pe care biserica ni le pune la îndemână, atunci cartea asta mă poate bucura, mă poate fi spre folos și spre zidere, da. La fel și un site web. Acum dacă accidental vă pic o carte în mână și vă uitați la ea și mai tare vă adânciți în ea, cucerindu-vă prin chestii care nu sunt foarte ortodoxe, atunci nu rămâne decât să fie vina dumneavoastră. Și libertatea asta o avem de la Dumnezeu, de la facere. Și ea e valabilă și în mediul, între ghilimele, virtual și în mediul real. Și în domeniul cărților, și în domeniul revistelor, și în domeniul unei pagini web, care nu e altceva decât o revistă afișată pe un monitor. Cenzură, vedeți că nu mai există nici în mediul real. Așa că, la un stand de reviste, puteți să alegeți ce revistă vreți, și ortodoxă, și mai puțin ortodoxă, și chiar deloc ortodoxă, la fel și pe internet. Dacă, într-adevăr, vă este mai ușor să accesați o pagină nu foarte ortodoxă pe internet, asta se întâmplă fiindcă ea este oferită gratuit. Și atunci, dumneavoastră, aveți tendința măcar să verificați, după aia măcar să vedeți dacă rezistați ispite eventual și după care riscul îl știți. Legat de comunicarea în spațiu virtual, cât și în ce măsură influențează comunicarea virtuală, limbajul, conversația față către față? În măsura în care persoana respectivă lasă ca virtualul, între ghilimele, la care faceți referire și înseamnă o absență din lumea reală, să-i ocupe mintea. La fel se întâmplă și în cazul în care alegeți să vă cufundați, să vă cufundați prea mult într-o carte. Dacă dumneavoastră deschideți o carte și rămâneți mai mult decât este normal cufundat în ea, cei din jur vă vor considera un rup de realitate, un aerian, un virtual pentru ei. Fiindcă nu mai faceți parte din... Credeți că în momentul de față a reușit biserica să se raporteze, ori să se poziționeze, dacă vreți, corect față de fenomenul web? Față de internet, față de pagina web? Vedeți, corectitudinea noastră ca teolog, trebuie să știți că este o definiție a ceva foarte interpretabil. Ea dacă este s-a poziționat cine poate aprecia asta? Eu nu pot aprecia asta. Dumneavoastră nu puteți aprecia asta. Biserica nu poate aprecia asta.
E ca și când v-aș întreba despre cartea noastră. Credeți că ați ajuns acolo unde s-a aștepta biserica sau dumneavoastră, pe ea sau credincioșii care citeau cartea? Nu aveți cum să apreciați asta. E o măsură greu de... Da. De cuantificat. Deci, în modul fiecare, aș fi... Da, exact. Da, pregătiți-mi câteva cuvinte, mai ales că mai venit și de la alte discuții. Am fost invitat la... în Episcopia Slobozin și Călărașul, unde avem un parteneriat mai puternic. Deci o dezvoltare mai puternică. Avem proiecte în dezvoltare foarte mari pe tema religiei în școală și acolo s-au deschis pe subiect oarecum asemănătoare adiacente subiectului ăsta. Și aș fi... Vedeți, problema e că dumneavoastră ziceați, e bun sau e rău internetul? Ne putem pune întrebarea asta și la conferința de față. E bună conferința de față? Sau nu e bună? Folosește la ceva sau nu folosește la ceva? Pleacă cu ceva omul de aici sau nu pleacă? De regulă, știți, am observat conferințele astea și acum nu vreau să țin o conferință despre conferință. Conferințele astea se... au ajuns într-un fel și ele o modă. Da. Și că sunt importante sau nu, ele se organizează. De regulă, și am văzut multe cazuri și cred că le cunoașteți și dumneavoastră. Mai întâi se organizează conferința și pe urmă, deci se fixează o conferință, astăzi la ora asta. După care, îi vezi pe organizatorii întrebându-se și ce te mai punem. Ori nu e... ordinea firească de organizare a unei conferințe. O conferință trebuie să pornească de la un interes comun. Dar fiind acest interes comun și interesul lărgit față de un subiect comun, se ajunge la nevoia de a organiza conferința. Se impune o conferință, fiindcă spațiul nu ne permite, timpul nu ne permite, noi să sunteți la slujbă în timp ce predicați. Multe întrebări s-ar pune, dar credincioșii își știu poziția, știu, au respect față de biserică, de preot și ei nu intervin în timpul predicii. După predică, veți avea surpriza ca toți ori să se grăbească, ori să uite ce vreau să întrebe și atunci se impune o conferință pe un anumit subiect. Practic, dacă preoții ar memora un subiect sau ar vedea o anumită reacție de la credincioși în timpul predicării, ar trebui să-și noteze. Am întâlnit cazul ăsta undeva prin Constanța, nu știu, prin Costinești, mi se pare. Să-și noteze și atunci, dom'le, facem o conferință pe asta. Și asta chiar ar trebui discutat cât mai rapid, după scurilor. Dom'le, uite, hai să facem o conferință pe asta. Nu putem să stăm acum. Deja s-a stat până la ora asta, e târziu, e duminică, știu că vă drăbiți cu toții. Așa. Asta este ordinea firească. Și sensul unei conferințe, ăsta ar trebui să fie. Afară de asta, știți și dumneavoastră, partea asta de conferință și partea aceea de conferință, unde de fapt sunt mai mulți, ar trebui puțin inversată în optică, fiindcă de regulă cel care vine și conferențiază ține un discurs. Bine, și din respect față de auditorie, e normal să-ți pregătești un anumit discurs, o anumită formă și oameni și 30 de pagini. Dar într-un fel, și așa ar trebui, din punct de vedere mai ales al bisericii, ca partea aceasta care conferențiază să se simtă, de fapt, nu ca un profesor, ci ca un elev întrebat de atâția profesori. Deci, cred că partea de conferință ar mai trebui lucrat la partea asta. Conferință, mă întrebați de dacă, de fapt, dacă cumva biserica a ajuns la folosirea internetului într-o măsură bună sau... Vedeți că începem cu viața reală, deja sunt probleme în viața reală, adică ar trebui să le rezolvăm pe astea, mediul ăla virtual, de fapt reflectă ce se întâmplă în viața reală. Ne sperie mediul virtual, fiindcă el devine mai vizibil, mai fără limite. Privim pe internet și vedem acolo tot felul de minuni și ne întrebăm, cum se poate? Se poate, ele sunt din viața reală, sunt numai imaginate, acolo sunt arătate, acolo mai permisiv. Deci, dacă, mai departe... Da, nu izolează internetul de comunitate, de
Că, exact, că am omis că trebuie să întreb. Da. Mă bag acolo așa, dau drumul și sunt eu pe bun, dar într-o aceeași măsură și cartea te poate izola. Eu știți oameni care, unii chiar au zis, domnule, a luat o rază, stai numai cu capul în cărți, nu mai te înțelegi cu el, nu știi. Există riscul ăsta, dar riscul ăsta de la ce e? Dumneavoastră știți mai bine ca preot, e de la lipsa măsurii, de la depășirea unei măsuri. Tot ce e în exces și tot ce am vrut să discut aici se referea la extremism. Societatea de astăzi are o tendință foarte mare de asociere cu extremismul, de îndreptare către extremism. E o plăcere, extremismul a devenit o plăcere. Sunt inși ăștia care se aruncă cu frânghia de pe munți, dacă nu se duce cât mai aproape de pământ, să ai impresia că s-a izbit de tot și s-a împrăștea pe sol, nu are efectul ăla. Probabil suntem și în căutarea senzaționalului, a spectaculosului. Senzații. Că senzaționalul, deja, senzaționalul, când zice senzațional, atingeți bine problema că îndreptați totul spre mass media. Mass media e preocupată de senzațional, tineretul și omul de rând e... E preocupat de senzații. Da, e de senzații. Da. Și senzualitate, coleg, a zis părintele bine. Da. Ori astea, toate nu reprezintă decât o lipsă de măsură, până la urmă, și dacă tu ajungi să te cufunzi într-o carte, bineînțeles că pe internet vei fi mult mai captat de ce vezi acolo, sau nu, fiindcă sunt oameni care stau cu ochii în continuare cărți și nu... Dar se poate ajunge la vizionarea cărților. Da, să-l apă, să-l apă. Site-ul aferent unei comunitatea da, 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 asta mă cer. Dacă da, atunci ce măsuri la, mă rog, nivelele erarhice bisericii să se întâmplă regulile astea care v-au urmă? Iarăși, poate m-am grăbit puțin să spun da. Fiindcă e posibil, e posibil ca și un site parohial să aibă un efect negativ. Asta cum? Vă dau imediat un exemplu. În lumea reală, clericii acuză banul pentru o mare parte din necazuri. Și chiar lipsa de credință, depărtarea de credință, de multe ori are drept cauză banul. E de ajuns să-ți imaginezi un om care e obligat să lucreze duminica și gata. Pentru bani, el a fost despărțit și se pare rezonabil să lucreze. E scuzat chiar și de preoți. Ori banul, inclusiv interesul față de bani, trebuie să aibă și el o limită și să fie totul rațional. De asta ziceam, în momentul în care o parohie, un site parohial își afișează în top contul, spunând acolo că e nevoie de nu știu ce ajutare și mergând la coarda sensibilă, știți? Imagini de, care nici măcar nu mai sunt actuale și pentru a acceda niște fonduri pe această cale, deși rezultatul vă zic că nu este cel scontat, nu se donează chiar așa. Pe internet chiar cred că se donează foarte puțin. Atunci, acel site parohial nu face decât să-și îndepărteze potențialii cititori, credincioșii, inclusiv credincioșii din parohie pot fi marcați de treaba asta. Ei se așteaptă de la un site parohial să le aducă informații, să-i unească, cum spuneați mai mult, pe parohieni, să-i unească între ei, să-i unească cu preotul lor și chiar cu alte parohii din zonă, din apropiere. Știți că de multe ori și aici am avut ocazia să aud în zona, nu vreau să zic anumea asta. Ocazia să aud preotul de aici extraordinar. Dar nu se făceau chiar așa slujbe. Aici lumea vine fiindcă slujba e slujbă. Dincolo nu era chiar așa. Sunt bune criticile de genul ăsta, dar criticile știm că se fac cu persoanele de față. Și în spiritul îndreptării situației. Ne-am întrebat ca puțin de la subiect. Da. Întrebarea era în ce măsură la nivelele ierarhice superioare
decizia. Da, asta era ultima întrebare. Da. La nivel ierarhic, eu nu vă pot spune mai mult decât ceea ce noi facem, lucrăm împreună la Episcopia Slobozii și Călărașilor. E un nivel destul de înalt ierarhic, mai presus de asta ar fi Mitropolie, Patriarhie. Se vrea să se facă. Problema care apare însă, și asta am mai recunoscut-o și cu alte ocazii, este că ierarhii, culmea, nu găsesc ajutor din partea clericilor și credincioșilor în acest sens. Nu mă refer numai la fonduri. Știți că fonduri se pot strânge ușor. E ușor să iei găzduire pentru un server, mai ales că e vorba de câțiva dolari pe lună, de câteva zeci de dolari pe an. Dar cine introduce conținut pe site? Cine e dispus să facă, a văzut, conferințe, fotografii, măcar fotografii la fiecare slujbă, să raporteze o prezență în biserică, să raporteze un eveniment din biserică, din parohie, un eveniment din parohie în plus, fiindcă acolo sunt acțiuni, de exemplu, că tot vorbeam despre Episcopia din Slobozia și Călărași, acolo au fost înzăpezirile astea puternice și credincioșii au ieșit, organizați de biserică, au reușit să ajute la dezăpezire, cum alte forțe cărora revenea obligația asta într-un fel, plătite de la stat și nu au reușit. Ori dacă se reușește asta și nu se și raportează într-un fel, prin site-ul parohial sau cum ziceați, e o problemă. Ierarhii vor să-și dezvolte prezența pe internet, numai că nu au persoane dispuse să facă asta. Cele pregătite sunt, în majoritate, fac parte dintre laici. Laicii sunt la servicii, n-au timp, pe urmă mai intervine și problema banului. Vor, nu vor, știu ei că e corect, nu e corect să gândesc. Dom'le, da, ce părintele nu scoate, nu pot să... Eu de ce să-i fac gratis? Cam aici se blochează totul. La Episcopia Slobozie și Călărașilor, tocmai este un experiment la nivel de episcopie și la nivelul ierarhilor și ni s-a demonstrat asta, există voința din partea ierarhului și am avut surpriza să găsim persoane disponibile și sub ierarh, în administrație imediată, dar și în rândul preoților, care, până la urmă, bine că nu putem să avem pretenția ca în totalitate ei să-și dorească să-și facă fiecare câte un site, dar dacă la nivel organizatoric superior în cadrul episcopiei s-a vrut asta, orice preț și oamenii au fost dispuși, iar ierarhul locului a antrenat niște oameni tineri în jurul lui, dispuși să facă jertfă, fiindcă ei oricum își luau salariile. Dacă e să ne gândim iar la bani, fiindcă toată lumea se gândește la bani. Să stea în concedii, când alții știți ce fac. Deci, cu ajutorul lor, acolo s-a reușit și se va reuși cu ajutorul lui Dumnezeu în scurt timp, ca toate bisericile și, bine, mănăstirile sunt puține acolo, să aibă câte un site. Site-ul parohial, mai mult decât atât, tocmai asta a fost și cauza, între ghilimele, pentru care am scos cartea. Noi, cartea se numește Biserică și Internet Real și Virtual, nu interesează pe milenie, tehnică mai mult. Ea se adresează preoților, tocmai pentru asta. Având de făcut 300 de site-uri, sunt 300 de parohii, în jur de 300 acolo, noi, teoretic, gratuit, asociație, ne-am pus la dispoziție serviciile, am creat softuri speciale, am făcut tot ce trebuia pentru realizarea acestor 300 de site-uri, dar totuși ele trebuiau, ele presupun și participarea preotului respectiv, cu informație din biserică, măcar atât cât să lansezi site-ul. După aia, actualizarea e o altă problemă și acolo se va lucra în continuare, sunt sigur, fiindcă sunt unele probleme, trebuie să obișnuiești pe omul să-l tot actualizeze, să vină cu informație permanentă.
Deci, se poate reuși, vor avea toate bisericile cu siguranță în curând un site. Chiar în toată patriarhia, sunt sigur. Unele mai târziu, unele mai... aici mai apare și concurența. Ziceați de... ați atins într-un fel în întrebarea noastră la începutul ei, problema influenței unui site asupra credincioșilor. Deja, în, acolo am observat, acum mă scuzați că vorbesc despre episcopie, dar dacă Unica. Acolo, da, este pagina noastră. Da, da, da. Da. Acolo deja există reacții din partea credincioșilor, la modul că, dacă noi am făcut, nu știu, câteva zeci de site-uri sunt acum actualizate, lansate, cel puțin lansate, dacă eu am văzut că acolo preotul din parohia alăturată face liturghia darurilor mai înainte sfințite, hai să zicem, miercurea și vinerea în săptămânile astea din post, iar la ei nu se face, au început să sune la episcopie. Să zică, dom'le, dar la noi de ce nu se întâmplă asta? Nu vrem să, nu avem nici cu săra cu părintele și... Dar am încercat să-l contactăm și tot, poate cum asta de sus în jos merge altfel. Și s-a reușit ceva. Mie mi se pare foarte important asta. Ori așa se poate echilibra tot. Situațiile între parohii și chiar și financiare. Oamenii văzând că o parohie o duce mai greu, așa, chiar și rivalitățile, știți că sunt oameni între preoți, pe multe ori pot fi rezolvate altfel prin... Deci ajută la sporirea comuniunii în parohie și în eparhie, între parohii. Da. Cu condiția să fie într-adevăr. Da. Altă întrebare. Ce ar trebui să facă din punct de vedere online o biserică, o parohie? Ce considerare asta ar trebui? Nu știu, site, conținut, blog, nu știu, LinkedIn, nu știu, ce ar trebui în opinia asta? Exact asta începusem să zic. Cartea asta am lansat-o tocmai pentru a nu mai fi nevoit să explic la 300 de preoți același lucru pe care îl explicasem primului preot. Ce să conțină, cum să le așeze, ce variante sunt dacă nu putem să le facem toate să fie identice. Că atunci n-ar mai fi... site-ul web ar fi o singură platformă de bloguri, eventual, și toate să fie stat. S-a încercat și chestia asta, și noi am încercat chestia asta la început. Dar erau mai multe dezavantaje. Partea de blog, blogul, pentru cei care nu știți, este un site mai micuț, e un jurnal. Blogul, de fapt, este indicat pentru o persoană, seamănă foarte mult cu pagina de Facebook. Deci își pune persoana acolo cam ce visează noaptea, ce mai vede așa pentru despre lume, despre părerile ei. Și, dar el nu are alură de site. Site-ul este mai mult decât atât și mai are niște dezavantaje. Blogul, pe lângă o înfățișare destul de comună și existența unui blog sau realizarea unui blog presupune existența unei platforme pentru blogul respectiv. Deci blogurile de regulă sunt niște pagini, cum e Facebook-ul. Facebook-ul e mare și fiecare își face blogul lui pe Facebook, contul lui pe Facebook. Așa și rețeaua de bloguri. Rețeaua de bloguri însă are dezavantaje. În cazul bisericii, biserica e foarte, cum să zic, riscă foarte mult cu apariția ei pe internet. Ea riscă foarte mult și cu apariția ei în lume. Părintele, când e în reverendă pe stradă, riscă sub o anumită formă. Se expune și binelui și răului, dar se expune. Pe internet este la fel. Și pentru, chiar existau la un moment dat, dacă știți, în patriarhie, chiar la nivel de patriarhie, s-au dat niște sfaturi, dumneavoastră în arhiepiscopie, despre cum să se prezinte un preot în fața mass mediei, cât să răspund, cât are dreptul să răspund. La un moment dat să ajungi și să limiteze dreptul ăsta. Așa, sau pe internet. Sau mai știu cum. Ați observat un puțin nonsens aici. Nu e o greșeală. Că, într-adevăr, îți vine să limitezi când vezi anumite ieșiri în presă ale unor preoți sau chiar și credincioși, la credincioși mai o scuză. Dar este un nonsens, fiindcă atunci când apari
pe internet, nu e nicio, sau în mass media, în televiziune, nu e nicio diferență față de cazul în care a apărut pe stradă. Între o mulțime de oameni în care trebuie să faci față. Trebuie să faci față, tu demonstrându-ți credința și pe Hristos din tine, între acei oameni. Într-un anumit fel. Și dacă te scui, totul trebuie să-i stăruți. Ori, pe internet, cum zicea dumnealui, există tendința, dacă te scui, poți să-l scui și tu, că măcar nu mă cunoaște. E cazul echivalent cu acela în care un preot refuză să-și poarte reverenda pe stradă. Ceea ce nu-i corect, știți foarte bine, fiindcă eu dacă, din greșeală, e în fața mea un preot cu mașina, eu nu știu că e preot, nu-l văd în referendă, și zic vreo două, nervos odată că așa, îmi iau păcate mai grele decât dacă persoana nu era preot. Sau poate mă abțineam, poate îmi folosea vederea acelei reverende și mă calma brusc. Deci, e regulă. Nu e regulă. Nu e regulă. Deci ea să spun așa, că eu, ca o poană. Ea trăiam aici la biserică și erau ștetini, era spre dimineață. O se aude, eu am volum mare de bucit. Și când am ajuns aproape să aveți stradă de la Mizil la Steriade, erau patru tineri, cam așa cum Dragoș la vârstă. Și zice, uite un părinte, ce faci voi, popo? Bună, dragă, vreau să trăiesc, Dumnezeu să o binecuvinteze. Și pe a zis ceva ce nu se poate reda la nimic. Da. Și a fost până la rescă de a primi niște palme. A venit la mine și lasă-l, bă, că-i popă, lasă-l, bă, nu știu ce om între ei. Sigur, acestea au ștetini care rămăseseră de cu seara. Terebiliști. Și... Bă, puțin. Nu m-a afectat cât uși de puțin. Am venit aici și în ziua respectivă la prospomenie am știut că pe lângă ce pomenea, nu știu ce mai peroane la lucrurile trebuia să-i pun și pe aceea pe numele care știe Dumnezeu, să mă rog pentru ei. Un alt exemplu, legat de ce a spus dumneavoastră că noi preoții trebuie să purtăm reverenda și când suntem în celelalte locuri ale vieții, în Grecia. În Grecia, preotul poartă reverendă și în restaurant. Numai că nivelul grecului, pe lângă celelalte, e mai mult despre grecii. Să nu faci nebuscurie cu grecul, să nu... Deci, nu ne băgăm în chestia. Dar la punctul ăsta de vedere, în legat de ortodoxie, grecii sunt mai atașați, sunt mai comunicativi, sunt mai statornici. În restaurantele din Grecia există icoane cu Mântuitorul și cu Maica Domnului. În restaurantele din Grecia, până la ora 12, la 12 ani zilei, nu se servesc băuturi alcoolice. Nu mă știu dacă mai fie așa acum. Acum că s-a schimbat regimul. Acum s-a schimbat regimul. Presupun, tendința aceasta spre consumism și spre a denaturat relația socială, cu părintele despre secularizare, am devenit niște consumiști. Chestia asta se simte și pe toate site-urile, se simte și în viața de zi cu zi. Se poate socializa, în propriu spus, și pe noi. Dar socializarea de care avem nevoie ușă în ușă la loc sau pe stradă, om cu om, s-a topit. Eu mi-aduc aminte, eu vin într-un mediu rural de la țară, m-am născut în țăran la origine. Am primit de câteva ori niște palme în viața mea, că venim la neam acasă și maică mea. Bine mă, nesimțitele, mi-a făcut râs într-o seată. Ai trecut până gărea bucă și mi-ai zis să rămână. Mamă, că nu știu cum l-am văzut. Nu ți-e rușine, la 80 de ani. Cum să nu știu să rămână la mea bucă? Cunoștea copilul, aveam 7 ani, 8 ani, cunoștea fiecare cetățean din sat și fiecare individ. Nu se vreau să acordă la mine. Individ a părut, care nu l-a părut acum, era noastră. Nenea, tanti și așa mai departe. Exista o dragoste între oameni, chiar dacă nu își petreceau toți zilele la aceeași masă. Dar la sărbătorile mari, când se întâlneau, comunicau, exista comunicarea de la un la om. Exista o dragoste văzută și în sufletul fiecăruia și se vedea și acea relație dumnezeiască cu care a fost imprimat fiecare și care lucra în oameni. La ora actuală ne-a ajutat foarte mult mijloacele tehnice de care dispunem ca să comunicăm. Numai că s-a răcit cealaltă parte a relației de la om la om. Da. Și asta știți de ce? Pentru că întâlnește ceea ce am spus aneori când ați găsit noastră discuția, discernământul fiecăruia. Cred că aici trebuie să joace rolul fiecare. Preoții și ceea ce ne ajută, ceea ce spune noastră, cât pătrunde în viața noastră, preoților pătrunde această posibilitate de a folosi mijloace de comunicare pe internet, dar cred că și este rolul fiecăruia ca să facă munca aceasta de apostolat. Începând de la sine, către ceilalți și fiecare în parte.
Mă iertați ca să nu comut discuții și tot ce mai trebuie. Nu, aveți perfectă dreptate. Problema însă nu e chiar foarte simplă, fiindcă acest tip de comunicare prin intermediul internetului nu este ceva special și neapărat foarte nou. Fiindcă o comunicare care nu presupunea un contact uman direct, era și telefonia. Da. Ori, atunci când vorbești la telefon foarte mult cu o persoană, se presupune că ești destul de apropiat de ea. La fel și pe internet. Ai putea socializa. Depinde în ce măsură, cu cine și pentru ce. Exact ca și la telefon. Poți sta la povestiri insipide și fără nicio importanță absolut cu diferite persoane la telefon și eu pot să iau telefonul de astăzi să răspund oricui. Poți să mă primească, eu nu-l cunosc, vorbesc și îmi pierd timpul. La fel și pe internet. Pe internet este mai ușor să vorbești cu o persoană străină, necunoscută și să-ți pierzi timpul într-adevăr. Ori, dar ca și în cazul telefonului, tot măsura rezolvă totul. Adică și discernământul și tot timpul conștiința asta că timpul îți este dat pentru mântuire. Nici de cum să stai să pălăvrăgești pe internet fără niciun sens. Da, poți pălăvrăgi pe internet, sunt cazuri în care se impune asta cu persoane chiar interesate de mântuire, de biserică, de tine, de exemple personale, de ajutor, discuții cu un sens. Dar discuții fără sens pe rețele de socializare, cum zicea dumnealui, sunt într-adevăr o pierdere de timp și un pericol. Și te pot capta într-adevăr. Fiindcă acolo, pe rețele de socializare, este o înșelătorie foarte mare. Ți se dă impresia că tu ai fi cineva. Că pe asta mizează ei. Cei ce au făcut sistemul, au mizat, de fapt, pe mândria oamenilor. Care mândrie astăzi, știți bine, rezultatul al egoismului se întâlnește la toate nivelurile. Și programul este astfel alcătuit încât tu ai impresia că toți ar citi ceea ce tu publici acolo. Că eu acum sunt la mall, că mai încolo sunt la benzinărie, că mai nou, astea sunt mesajele cele mai frecvente. Acum mă aflu la cinematograf și mă uit la filmul nu știu care. Păi cine ar interesa chestia asta? Dar apărând acolo într-o listă comună, ai impresia că informația pe care tu o oferi acolo, care nu e informația, e chiar ceva din intimitatea ta, practic. Ai impresia că tu devii interesant, că ești un VIP acolo în lista ta de prieteni, care prieteni, nu știu, că ea nu sunt prieteni de fapt. Deci, într-adevăr, asta, ce zicea dumneavoastră, reprezintă un pericol. Un pericol mare. Dar, cum v-am zis, pericolul ăsta sunt mai multe metode de a transmite mesaje, inclusiv SMS-urile. I-ați văzut la volan, țac, tot timpul. Da. Și online, și între SMS-uri și online, și între multe chestii online. Anume că în online sunt atât de multe lucruri și lucrurile se succed cu atât de mare viteză, încât la un moment dat te obosesc atât de mult și cumva devine un automatism. Adică, un asalt informatic de atâtea chestii, încât de-aia nu mai ai nicio voință, de-aia te moleșești, de-aia când mergi pe stradă ești copleșit de telefon și nu de o carte. O carte e una singură, dar pe telefon ai nu știu câte chestii în același timp. Și cumva, tot obosind, la un moment dat nu mai ai nicio putere. Într-adevăr. Acolo este o viteză mare de transfer. Ai informații, mesaje, te pot cuceri. Dar asta depinde de tine. Adică, cine te supune vârtejului ăsta? Tu singur, tu pe tine însuți. Tu te lași acolo, te bagi în centrul Iureșului și zici, dați fraților. Că altfel, eu refuz, de exemplu, să intru pe Facebook, intru pe pagina asociației, pe pagina agenției de știri, fiindcă
Iarăși, e un fapt puțin sesizat de utilizatorul de rând al rețelelor de socializare. De fapt, rețelele de socializare n-ar exista dacă nu ar exista un profit. Iar acest profit vine din partea firmelor interesate de publicitate, care publicitate este sub, e prezentă sub două forme. Ori o publicitate sub forma unui spot, pe lateral, ați văzut cum e la Facebook și așa, ori o publicitate directă, cum facem și noi, cum practicăm și noi, noi ne promovăm noi ne promovăm știrile, informațiile, promovăm între ghilimele, fiindcă le oferim gratis, deci până la urmă noi pierdem. Pe rețea. Asta înseamnă că avem oportunitatea să ne facem reclamă într-o rețea de prieteni. Noi vă folosim. Noi vă folosim ca prieteni. Vă folosim în sensul câștigului nostru. În cazul nostru nu e un câștig, fiindcă suntem non-profit, noi dăm știrile gratis, dumneavoastră aveți parte de ele și măcar nu ne mulțumiți. Deci, în sensul ăsta dumneavoastră, câștigați. Dar, în alte sensuri, în celelalte sensuri, că nu sunt multe cazuri în care coincid cu ăsta al bisericii, în care se donează, așa, ceilalți câștigă. Și câștigă din faptul că dumneavoastră vă atrageți prieteni. Una, fiindcă faceți un grup de 5.000 de prieteni și ei își pun reclama pe dreapta, cum v-am zis, alta, fiindcă ei, în lista dumneavoastră de prieteni, sau și-au inclus și eu un prieten acolo, prin care vă dau tot felul de mesaje în care își fac reclamă directă. Dar vă zic, dumneavoastră aveți dreptul să-i dați friend sau unfriend. Nu vreți să fiți prieteni cu cineva, fiindcă vi se creează aceri iureși de nestăpânit? Dați-i că nu sunteți prieteni și o să rămâneți cu cei 2-3 pe care aveți în lumea reală și o să ziceți ce bun e Facebook-ul, că nu mai plătesc telefonul. Dragoș, era Dragoș la rând, da. Hai, Dragoș, te rog. Revenind puțin la problema care cu parohial, a spus că dumneavoastră considerați puțin riscant ca o biserică să-și facă un site parohial. Având în vedere că pe internet acum sunt miliarde de utilizatori, printre care și atâtea confesiuni neoprotestante, eretice, care își promovează intens religia și credința prin toate mijloacele, inclusiv internetul, nu credeți că și biserica este importantă și propovădească Evanghelia la toate neamurile și prin metode cumva să combată celelalte culte? Bineînțeles. Nu. Ăsta nu e un sens bun. Biserica și Ortodoxia în general nu trebuie să fie preocupată să combată alte culte. Cred că Părintele poate să fie de acord. Ăsta nu e un ideal sănătos. Biserica trebuie să-și propovăduiască, să propovăduiască Evanghelia, mesajul ei sănătos, așa cum făcea Hristos. Hristos nu s-a bătut cu cei din jur. N-a luat sabia și așa. N-a avut ca țel prim, ca scop primordial distrugerea celorlalte culte. Combatem, m-a referit la punerea în... Nu prea aveți la ce. A evanghelicile drepte. Adică să spui asta e credința noastră. Da, dar asta nu înseamnă că pentru a combate celelalte culte. Celelalte culte pot exista liber, cu aceea libertate de la Dumnezeu. Omul trebuie să discernă, dar aici intervine exact modul prin care tu, de asta am zis că e riscant, fiindcă tu poți rata șansa asta. Să va mai mult, o poți compromite. Fiindcă dacă tu te dai că ai fi un site credincios, ortodox, și tu nu prea reprezinti ortodoxia cum ar trebui, tu riști imaginea ortodoxiei în toată lumea și nu vorbim de lumea imediat apropiată, ci la nivel internațional, chiar acolo unde ortodoxia de mult e cunoscută foarte bine. Cred că el nu se, Dragoș, cred că nu se referă la a avea neapărat o atitudine polemistă. Am înțeles foarte bine, dar am vrut să punctez asta, fiindcă mulți au tendința să ducă la extrem ce a zis el. Am înțeles foarte bine. De fără în ideea de a avertizare sau la un comportament apologetic, atunci când este cazul. Da, da, da. Deci, în principal, Biserica Ortodoxă trebuie să mărturisească adevărul ei și, în plan secundar, bineînțeles, trebuie să-și păzească oile, ca orice păstor, de, așa zici, păstori falși, nu? Care vin și înșeală prin alte oferte, ca și când ar putea exista alte oferte, știți?
ca o mică adăugire la acest subiect, consider cred că important este să ținem cont de un alt aspect, că întotdeauna când vrem să facem de celălalt mai bun, adică dorim o mai bună, trebuie să facem aceasta prin exemplul nostru propriu și nu prin combatere. În creștinism, în confesiunea noastră creștin-ortodoxă, ați simțit cu toții foarte bine, mai ales cei care au trecut și prin teologie, biserica nu a fost preocupată de acest subiect. Biserica noastră, creștin-ortodoxă. Vedeți foarte bine ce dozvetiți fac toate religii din alte țări. Noi nu ne-am gândit să mergem sud-africană, să mergem în Australia, să încercăm să ne punem acolo biserică. Și prin exemplu propriu, avem comunități. Și în alte țări, și în Occident, și peste tot, sunt mai mici, este foarte adevărat, de creștini ortodoxi. Dar care sunt foarte bine omogenizate. Și se pare, eu așa simt, se pare că parcă din ce în ce se impregnează mai bine în societatea de acolo și se consolidează. Numai că nu cu aceeași amploare cum fac, de exemplu, catolicii. Sau nu știu care alte confesiuni. Eu nu numai pentru că sunt preot, dar consider și ca om. Așa cum am luat pildă de la Mântuitorul, că nu asta trebuie să fie grija noastră de a combate pe celălalt. Și dacă vreți, mergem cu extensie la chestia asta chiar și în sfera politicului. Și în toate sferele sociale. Face o lume mai bună, devenim tu mai bun. Și dându-i exemplu prin tot ceea ce faci tu. Cu tine, cu familia ta și în jurul tău. Și atunci acela, chiar dacă trăiește în ograda lui, în macometanism, în eu știu ce altă, de cealaltă factură fie el, și vede în ograda ta că este altfel, atunci zice, este mai bine acolo. Vă spun acum și pe exemplu concret, la mine, spre Trafir, aici, au venit și oameni care au venit de la alte confesiuni. Și acum legat de ceea ce ai spus tu, Dragoș, cum trebuie să se comporte cei care sunt în teologia noastră sau chiar preotul. El trebuie să aibă o pregătire. Eu, de exemplu, când eram în facultate, mi-aduc aminte că erau la plină și la un moment dat, unul din profesorii mei, profesorul de istorie a religiilor, prodecan, și vorba de Stancu, care se găsește și acum la biserica Sfântul Julian, și măi copii, măi dragilor, noi v-am adus această carte, măi uitați, zice, sunt 7 exemplare de toată lumea. Vedeți? Aceste 3 volume. Măi, sunt extraordinare. Le-am adus ca să vedeți și voi cu ochii voștri și să puneți mâna pe elecția când îți le dau din mână în mână. Le pipăiți, puneți mâna, pipăiți foaia. Și măi, este un subiect deosebit. Pentru că așa ceva, dragilor, nu veți mai întâlni. Este una la Vatican, este una nu știu unde, oare una și în Tibet, nu știu cine. Sunt cărți extraordinare, vină și nu și vă o să vedeți și voi. Dar nu cumva să rupeți o filă sau să vedeți sau să faceți ceva. La care unul dintre colegii mei studenți, părinte, dar cine a scris-o? Măi, zice, nu cunoașteți voi autorul, și este un protestant, e un mare doctor, de protestant. Părinte, nu ne dați să citim așa ceva, anatema, ce veniți la noi cu așa ceva? Păi nu ia să sunteți profesorul nostru, cum, dumneavoastră, mare teolog, să ne spun, ce, de protestant? Măi, nu puneți problema așa, măi. Noi preotul trebuie să știe, voi să fiți studenți, mâine pe mine veți fi viitorii preoți, viitorii episcopi. Trebuie să știți aceste lucruri. Vă rog să credeți, și tu cred că știi mai bine lucrul ăsta, s-a creat așa o rumoare între studenți, în sală, că la un moment dat părintele, profesorul a zis, măi, măi, dragi, bine, gata, dragi, gata, bun, dați-le încoace, lăsați-le aici. Măi, da, aveți dreptate. Studiați bine temelii din Noul Testament. Studiați Biblia, faceți, învățați ce trebuie, zice, da, bine. Nu-i momentul să învățați asta. Mă lăsați. Am avut răbdare, a venit pe catedră și m-am zis rugăi după aceea. Și părinte, pot îngăduiți, pot și să mă uiți, dacă e posibil, aș vrea chiar să le citesc. Măi, stau încele și măi, mai presionez, măi, prea vă vreau. Nu mai spun amănuntele astea, am rămas prieteni. Am rămas prieteni de atunci și până astăzi. Dar nu știu, aceea am colaborat, el împreună cu soția mea a făcut. Haideți să revenim, că ne fie puțin de la subiect. Am vrut să spun numai acest lucru, să că... Să pierdem linia da, și da. Firul roșu al... Numai acest lucru, că ceea ce face dânsul este constructibil, este de real folos, dar trebuie noi să știm cum să folosim și cum să ne agățăm la aceste posibilități. Și acum aș vrea să adresez o întrebare legat de acest subiect. Considerați că ar fi necesar de când din sfera dumneavoastră, ca în sistemul de învățământ și mai ales la ciclurile mici, să se introducă o temă
chiar ca manual, aș putea pusul ca fi necesar, tocmai pentru a edifica copiii, pentru a-i forma, pentru a învăța să discearnă. Și în posibilități avem cum să acționăm, să acționăm în lumea site-urilor, în lumea internetului, ca să putem să știm cum să exploatăm benefic aceste posibilități. Vă referiți la un curs? Un curs și dacă este asta posibil să fie adiționat, să fie adiționat chiar în cadrul unei discipline. Origine de religie. Ora de religie, care acum și așa. Eu cred că nu e un plin niciun profesor de religie să dezbată o problemă ca asta care e de deosebită importanță. Există asemenea lecții. Există, dar mai vedeți informația. Așteptând din partea dumneavoastră. Există, se discută lucrul acesta. Inclusiv la ora de religie există lecție. Inclusiv în manualele de a 10-a, de a 11-a, mai mult copiii, elevii, da, pot întocmi eseuri, documentare. Dar până la aceea a văzut. Și până acolo. Da, sunt. Dar aici am văzut eu concret. Că există. Cum vă spuneam, eu am văzut orele de religie, recunoaștem, mergem cu asociația prin școli, chiar și în Arhiepiscopie aici, și avem diferite proiecte cu cei mici, sunt duși la portă și sunt, e frumos. Și am văzut că profesorul de religie nu e limitat, nu e restricționat de programul. Chiar are posibilitatea de a-și întocmi câteva lecții opțional, pe teme. Ori atunci el ar putea să dezbate problema asta. Într-adevăr, cum ziceați, e posibil ca și asta să se facă într-un anumit mod organizat, poate nu eu cel mai îndreptățit să particip la așa ceva, Patriarhia poate desemna pe cineva care să realizeze o programă pentru un proiect de genul ăsta. Și atunci, bineînțeles, eu pot participa, nicio problemă. Dar influența mai mare când vine din partea unei persoane ca dumneavoastră. Care e implicată direct în acțiunea asta și atunci, în activitatea asta, și atunci e mai ușor să identifice toate pericolele și mult mai rapid. Absolut. Și e mai ușor să nu scape vreunul. Tocmai se lucrează acum la elaborarea și redactarea noilor manuale de religie. Mai exact, pentru rezolvarea problemei ridicate de dumnealui, eu am înțeles. Nu se referea la o combatere agresivă, așa, dar am vrut să punctez asta, fiindcă pe internet, știți foarte bine, există, cred că sunt majoritare, ca site-uri de opinii, nu ca site-uri de informare. Majoritatea sunt site-urile parohiale la ora asta, cred. Sper. Dar sunt majoritare ca site-uri formatoare de opinie, site-urile care se autodefinesc pe ele ortodoxe și care, de fapt, nu sunt ortodoxe și militează, cum zicea dumnealui, duc la extrem întrebarea dumnealui și sunt foarte agresivi. Și foarte care, apropo, de identitate și de asumarea identității, nu au un contact. Nu. Deci ăsta e semnul lor distinctiv. Știu la ce vă referiți. Vă referiți, de fapt, la ideea de a exista alternativă. Fiindcă au dreptul să existe și catolicii, și protestanții, și ortodoxii, deopotrivă, dar Biserica Ortodoxă are obligația să existe, să ofere, să asigure această alternativă pe internet, în spațiul în care deja există catolici, neoprotestanți, protestanți sau ce, așa, la cote, cel puțin egale, ținând cont de proporțiile dintre Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, Biserica Protestantă, sau alte culte care nici măcar în alte în țări creștine nu sunt recunoscute. Deci, ținând cont de proporția asta, ar trebui să-și onoreze prezența la măsura potrivită acestui raport. Ceea ce nu prea se remarcă la ora asta. Ortodoxia a întârziat, din păcate, în problema mărturisirii online, mărturisirii în mediile virtuale și haideți să includem în mediul virtual și radio și televizorul, că tot una sunt. Și chiar și aici, ele au o activitate scăzută. Vedeți, iertați-mă, la asta mă refeream eu când v-am întrebat dacă biserica, în momentul de față, a ajuns la cota. Niciodată nu va ajunge la cota pe care noi ne dorim sau pe care biserica și-o dorește. Și, din păcate, este departe de cota pe care limita și regula proporționalității ar impune. Din păcate. Dar la asta se lucrează.
Și de asta, cu ajutorul Dumnezeu, am încercat să intervenim. Ca asociație non-profit, fără niciun interes de alt gen, să ne punem cunoștința, care e tot de la Dumnezeu, în slujba acestui fapt, în slujba bisericii, în slujba directă a bisericii. Episcopia la Slobozeștile Rașilor a avut deschiderea necesară, a pus oameni la dispoziție, tineri, pregătiți. S-a întâmplat ca arhidiaconul pe partea de media, Silviu Nicușor Dascălu, de acolo, să fi studiat, nu într-o mare măsură, dar să fi studiat și să fie în temă informatică și el. Și atunci am avut un limbaj comun de dialog și am avut ocazia ca astfel să realizăm proiecte care sunt puse în slujba bisericii. Prin eforturi, hai să zicem, nu foarte mari. Fiindcă atunci când e deschidere, cum ziceam și știți, că și asta poate să fie o problemă. Mulți se întreabă, domnule, dar ce să scriu pe pagina aia de internet, dacă mă uit în evidențele alea, în statistici, am avut doi vizitatori. Și eu m-am chinuit să scriu articolul la două ore. Numai să-l scriu, că dacă mai și compun, știți ce înseamnă. Știți ce înseamnă, că scrieți mai rău. Dar, dacă gândești așa, dintr-o dată ai greșit. E ca și când dumneavoastră zice, nu mai țin predica, că n-am decât doi oameni. Ori, cei doi oameni înseamnă alți doi oameni, alți doi oameni, alți doi. Din jurul lor, de acasă, da, da. Ori, și dacă numai acești doi oameni erau, și tot erau cele două oi pe care dumneavoastră le țineați aproape și le câștigați pentru Hristos. Și la fel e și cu site-urile web. Dacă aici la conferință eram doi și dacă eram numai noi trei, domnul Stenian s-a scuzat fără măsură. Fără. Dumneavoastră erați descurajat. Nu eram deloc descurajat. Dacă vorbeam eu, dumneavoastră și cei doi părinți, singur. Că ați făcut un efort. N-am făcut niciun efort. Nu, n-am făcut niciun efort. Am venit cuvânt din spate. Problema e că în momentul în care noi am fi fost aici doar patru inși care discutam, ce nu vi se întâmplă acasă să discutați cu patru prieteni, să vă simțiți extraordinar, de ce? Că Hristos era între noi. Când m-ați invitat la conferință, ați venit, puteți veni la conferință, dar ce tu pe eu am să refuz? Că și te-ar fi doi inși, și te-ar fi pe stradă, și ar fi nu știu. Când ați făcut invitația asta, eu am presupus implicit, automat, imediat, că Hristos mă cheamă acolo, fiindcă Hristos e unde ne adunăm, 2-3 în numele unde vă adunați, în numele meu, acolo sunt și eu. Păi cum poți să lipsezi de la așa ceva? Și eu cred că îl simțiți. Aș fi încântat dacă toată lumea dar toată are toată aceeași viziune. Că dumneavoastră nu e întotdeauna la fel. Dar eu vă mulțumesc că vedeți așa lucrurile, fiindcă e corect altfel spus. Și păi da. Mă încurajează acest lucru. Asta e corect. În plus de asta. Este problema, dacă vreau să care noi trebuie să o spunem tot timpul. Adu-ți aminte că Hristos e cu tine, te vede, te știe, ce miroși, ce simți, ce emani, ce privești, îți cunoaște fiecare gând, fiecare cor, fiecare atom al tău, unde este, cum este, cum ești. E munca pe care o facem de zi cu oamenii. Și ți-a dat păcat. Și chestia asta diminuează păcatul. Numai că suntem dificultați acest lucru. Dar pe măsură ce împrăm un timp, omul înțelege, se așează în sine. Așa se vede schimbarea, se vede noi. Știți, intervine, cum zicea domnul Gombo, și intervine problema aia. Dom'le, n-am timp. Sau n-am discuții imediat. La întâlnirea cu Hristos pleci, dar nu se poate. Dacă ai întâlnire cu altcineva, nu se poate. M-a chemat, e prieten bun, n-ai. Trebuie să mă duc la el. Chestia asta nu reprezintă altceva decât un soi de destrăbălare actuală acum a noastră. Mulți se plâng, mulți chiar zic, domne, s-a schimbat timpul, de fapt, timpul s-a comprimat, nu știu ce, s-a, și nu mai sunt orele cât erau, dar aceiași oameni se plâng altă dată că mai trece o dată timpul, că așteaptă pe cineva și nu mai vine. Dar, de fapt, este o desfrânare. Este o desfrânare. Biserica, de multe ori, se referă la desfrânare, amintim numai desfrânarea de ordin trupesc. Desfrânarea minții și desfrânarea trupească tot de la mintea, părinți, să știți. Deci mintea a fost înșelat primul om de pe planetă și asta înseamnă că acolo e cuvântul de scriptură care l-a asociat omului mai târziu, respectiv femeii. Corect. Dar târziere este mintea. A pornit de la minte. De minte. Da. Când gândim cu inima, scăpăm de târziere. Deci, fie de la minte, fie de la desfrânarea propriu-zisă trupească la care trimite mintea, desfrânarea, totuși, face referire la desfrânarea de ordin trupesc. Că și mintea face parte din trup. Ori mai există
alte tipuri de desfrânare, desfrânarea în consumul timpului, care nu, nu ține de trup. Este o desfrânare... Face foarte desfrânare, tot ce e materie. Da, da. Ori, tipul ăsta de desfrânare duce la a nu avea timp pentru astfel de întâlniri, a nu avea timp, mai știu eu ce, nici să mergi la biserică, ce să mai zic de astfel de întâlniri, a susține că nu ai bani să ajungi până la astfel de întâlnire sau că aceeași risipă de timp înseamnă risipă de bani și așa. Chiar m-a întrebat cineva odată, zice, cam cum, era vorba tot despre mass media, apăruseră niște preoți în presă, presa cum e interesată, e interesată de ce e interesată, adică dacă e interesată de bani, despre bani va vorbi și cu preoții, niciodată despre alt subiect. Eu nu văd despre ce subiect ar putea vorbi. Erau interesați despre... m-a întrebat cineva, domnule, da, și preoții ăsta, adică, dumneata cât vezi, că te dai credincios acolo, cam cât vezi tu că ar fi averea, avere, de la ce nivel încolo e considerat avere? Că și eu vreau să mă simt și eu în biserică, dar zici că mă leagă averea asta. Câtă avere trebuie să am eu? De la câți bani în sus? De la ce salariu în sus să consideră avere? Când ajung eu un acumulator ăsta de avere încât să-mi ridic mântuirea? Și mi-am permis să-i zic din umila experiență, ca să folosesc un termen însmerit din post, că e bine să ai, apropo de desfrânare și limita desfrânării, e bine să îți dorești să ai atâția bani. Nu există o limită pentru bani. Deci poți să ai și să fii și bogat și sărac și să îți ratezi mântuirea prin acea bogăție sau sărăcie. Nu există o limită. Trebuie să îți dorești să ai exact cât ai putea dărui în orice moment cu totul. Dacă un leu ai în plus față de asta, înseamnă că acel leu te-a legat. Dacă pentru leul ăla tu zici, băi, asta nu pot să-ți dau, e prea mult. Înseamnă că acolo, leul ăla, culmea, leul ăla în plus pe care l-ai primit și l-a dat, Dumnezeu, până la urmă, ți-a ajuns la tine să-l gestionezi, să-l dai mai departe. Dacă leul ăla te-a legat. E, să nu-ți dorești să ai mai mult timp, mai mult bani, decât ai putea dărui. Și cum poți dărui mai frumos decât să-i dărui lui Hristos la o prezență de genul ăsta, la slujbă, aproape lui tău, ajutându-l, sau câștigându-ți timpul exact cum până la urmă zice biserica. Biserica nu exagerează și nu există legi. Că tot presa de multe ori face referire la legile lui Hristos. Hristos a dat legi, sunt prea stricte, te constrâng, că nu ești liber. Din contră, știți că libertatea de acolo vine. Tocmai te rup de legile materiei și de ale celor necredincioși. Ori Hristos de fapt n-a dat legi, că tocmai de-aia îți dai seama, facem bine ce facem în conferința ta sau nu facem bine. Era un părinte care zicea la un moment dat, zice, dom'le, dacă ai o icoană lângă tine, avem Sfânta Cruce pe masă aici sau icoane în spate, ne permite să spun că așa e situația. Dacă ai Sfânta Cruce lângă tine sau o icoană și nu ți-e rușine când o privești raportându-te la ce făceai până în momentul ăla, e un indicator că ai procedat bine. Tu te simți bine, dar nu ai nicio problemă cu conștiința. Ori asta arată că Hristos n-a impus legi de genul ăsta. N-a venit cu legi scrise să ai tu, din bunul tău, simți. Le simți. Toate. Nu putea să zică, dom'le, dacă tu faci o conferință pe nu știu ce temă, vezi că e păcat. Nu putea să le cuprindă pe Hristos mai mult decât le-a cuprins pe toate. Și cum ziceați, modelul propriu este edificator și relevant, da, pentru toți, inclusiv pe internet. Prezența unui preot are o importanță extremă. Apare încă o problemă referitor la ce întreba doamna. Mai există un alt tip de înfrânare în dezvoltarea mass-mediei de acest gen, din partea bisericii, în faptul că există niște carențe, din păcate, la problema introducerii, la problema care ține strictă, tehnică, introducere text și mai știu ce, administrare de site, am încercat să rezolvăm asta, am creat un sistem inovator,
fiindcă nu mai există la ora asta nicăieri în lume, un CMS, un Content Management System, prin care preotul să fie condus fără să aibă vreun tutorial, vreun model video de exemplificare și de ghidare, să fie condus automat de program acolo unde trebuie. Deci, în momentul în care stă pe un butonaj deasupra, cum o pe un butonaj și apare o fereastră de interogare și îi spune, vezi că te afli pe asta, introdui aici textul. Până, vezi că de aici poți regla nu știu ce. Astfel încât să-i scutim pe cei de la nivel superior în eparhie, organizatorii, să își piardă prea mult timp cu introducerea datelor și cu fiecare preot în parte. Fiindcă asta ar fi compromis întreaga rețea. Noi acolo avem o rețea. Am legat toate site-urile astea între ele, ca să revenim puțin la subiect mai adânc, am legat aceste site-uri între ele, așa încât informația postată pe un site dintr-o anumită biserică apare automat pe site-ul eparhiei, pe site-ul episcopiei și nu numai, există o relaționare foarte puternică între toate site-urile printr-o o bară sus, în care e semnalizat o steluță, e semnalizat orice postare, orice publicare a unui articol din partea unei parohii. Atunci, dacă eu stau pe o bară care se actualizează fără să fiu nevoit să reintru pe pagină ca să o actualizez prin refresh. Și atunci, omul stând și citind un articol pe o parohie, aude, ping, a postat parohia, ia ce a făcut părintele acolo. Asta face să se câștige tot avantajul practic al internetului și a tehnicii care poate fi pusă în slujba bisericii. Zicea părintele mai devreme despre că am ajuns la tehnică, deci despre problema asta a științei, a tehnicii și a bisericii și nu există niciun antagonism între știință și religie. Problema asta s-a indus de societatea ateistă. Este o minciună a ateismului. Este o minciună a ateismului făcută exact de, după cu intenția divide et impera. Până și Einstein, da, și tocmai de ce în cărțile de fizică sunt scoase citate, deci, sau nu sunt amintite că nu scoase citate despre cercetători care au recunoscut că, până la urmă, i-au ajuns prin cercetarea aia. În urmă, cum zicea părintele despre asta, sunt omise cu premeditare. Sunt omise cu premeditare, da. Ori cine a făcut asta? Sistemul ateist. Sistemul ateist, odată ce primele școli au fost întemeiate de biserică. Ori biserica, dacă avea o... dacă îi repugna știința, dacă nu suferea știința, cum s-a întâmplat în partea catolică, unde a fost o treabă extremă. Atunci, ea nu ar fi invitat credincioșii la un sistem de învățământ. Se rezuma la citirea Sfintei Evangheliei, la predicile din biserică, dar ea a creat un sistem de învățământ și a zis, mergeți fraților, învățați, uite, matematica zice că 2 cu 2 fac 4, fizica zice aia. Nu rămâneți proști din că știi. Religia, a fost religia pentru știință, este oameni. Exact. Deci ele... conlucrează. Conlucrează. Se completează. Ele trebuie să ajungă, să reajungă unde era. Creștinismul nostru și în speță chiar ortodoxia a luat notă de acest aspect și dovadă că a fost deschisă, a absorbit și acolo unde a fost nevoia modificat, dar fără să strice deontologia tipicului, a credinței respective. Adică, vă spun ceva, Geoana, dar de ce biserica nu face? Doamne, biserica nu aplică, ea merge pe linia ei. Dacă cineva nu înțelege, este pentru că el nu a avut discernământ și nu și-a asociat ideile sale de ce trebuia în lumea reală și nu a disociat ceea ce este retrograd. Adică, tradus într-un alt fel, ar suna cam așa. Fiecare, de partea lui, chiar și biserica, chiar și știința, s-au implicat în domeniul celuilalt, în care el nu avea priceperea necesară. Competența necesară. A riscat făcând asta. De multe ori vedem conferințe pe teme medicale, pe teme, nu mai știu eu de care, susținute însă de teologi. Aici e o problemă.
Deci e o problemă, inclusiv obsesia față de partea medicală, dacă ați observat. Există obsesie față de partea medicală. În toate revistele religioase veți găsi neapărat o parte care tratează nu trupul. Nu trupul. Există grijă față de trup și altfel decât medicală. Dar au ba chiar sănătatea, cuvântul sănătate lipsește și de cele mai multe ori este în titlul boala, 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 boala. Fac recurs sau invoc noua știință, da, știința bioeticii. Nu? Da, dumneavoastră l-am numit știință. Nu, am spus așa, o pretind sau invoc persoane. Da, da, da. Dar nu s-a predat. Una e să fie un curs și alta e să fie o știință. Exact, o știință. Omul învață, se separe lucrurile, e altceva. Da, 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 e altceva. Oricum, ăla e un sens de natural la care face dumneavoastră referire. Nu este bioetica exact la care face referire. Eu am făcut bioetică la facultate, la disciplina, la specialitatea morală cu vrednicul părinte profesor Ilie Moldovan, dacă vă spune ceva. Dacă cred că l-ați auzit de sfinția sa. Însă, dumnealui, sfinția sa, Dumnezeu să-l odihnească, tot timpul spunea, atenție, ce spun eu sunt niște linii directoare, este un curs. Nu este, el când s-a făcut câteva afirmații din acestea avangardiste, dacă vreți, pretențioase, la adresa bioeticii, că ar fi o știință, el spunea, nu e știință. Deci nu am această dorință să devin o știință, nu am această pretenție, nu asta e ținta mea, nu asta e obiectul sau scopul meu. Eu vreau, prin prisma moralei, că el asta era, asta făcea, era profesor de morală, să fac câteva trimiteri și conexiuni vis-a-vis de comportamentul sau de viața noastră trupească a corpului uman, abordată din perspectivă spirituală, duhovnicească. Mai mult de atât, devine periculos. Mai mult de atât decât de a pretinde... Da. Iar vorbim de limite. Da, da. Fiindcă de multe ori auzim, pare rău că trebuie să fac referire, dar s-a ajuns în situația asta. De multe auzim despre efectele televiziunii asupra minții umane. Da, da. Chiar este carte. Da, nu vreau să amintesc ca și carte, vreau să amintesc ca teorie. Problema asta este greșită fundamental din start. Gândiți-vă ce înseamnă televizorul fără mintea umană. Deci, influențele televizorului asupra minții umane. Influențele minții umane asupra televizorului. Televizorul nu poate să influențeze mintea umană dacă mintea umană nu se lasă influențată de televizorul pe care ea l-a inventat. Da. E un nonsens. Da. Deci, să fim atenți la efectele pe care le are mintea umană asupra televiziunii. Fiindcă televiziunea e bună. E foarte bună televiziunea. Vedem la Trinitas și avem pretenții mai mari de la Trinitas, nu? Tot timpul. De ce? Fiindcă vedem potențialul televiziunii. Îl recunoaștem și zicem, vrem mai mult. Beneficii. Și beneficiile. Vrem mai mult decât atât. Deci unde e efectul negativ al televiziunii asupra minții umane? În zone unde s-au schimbând puțin registru. Poate reveni. Schimbați. Sunteți în al 9-lea an de activitate. Lăcașul ortodox se află în al 9-lea an de activitate. Și vă dorim să aveți parte de aici încolo de mulți și sporiți ani în acest sens. Să-l avem și asta la fel că beneficiem cu toții de ce se întâmplă pe lăcașul ortodox. Cu mare drag. Spuneți-mi, vă rog, faceți-mi un scurt istoric, dacă vreți, de unde, cum a apărut ideea, cum, când ați inițiat, ați fondat, cum v-a venit ideea aceasta inspirată de a crea așa ceva? Și în a doua parte a întrebării, sau mai bine spus a răspunsului, nu, aplicat fiind, spuneți-ne ce parteneriate concrete, vorbim, că tot ați vorbit la nivel eparhial și parohial, dar pe noi ne interesează în mod special la nivel parohial, așa, ce parteneriate concrete putem angaja aici, de pildă, concret, între biserica de aici și Agenția Lăcașilor Ortodoxe. În perspectivă. M-am obligat să vă promit, am luat-o cu sfârșitul ca să scap de... M-am obligat să vă promit parteneriate, glumesc. Nu, nu, nu vă obligat. Păi m-aș putea să aici la mijloc. Nu. La tine, cum a apărut ideea? Că e grozav. Și felicitări pentru ea. Mulțumesc.
Nu, da, deci... Cum s-a născut? Nu aveți cum să nu aveți pentru ce să mă felicitați, fiindcă ea cred că oricum ar fi apărut. A apărut prin noi, cum s-ar zice. Dumnezeu lucrează. Vedeți? Da, da. Deci ea oricum ar fi apărut. Am fost deschiși, adică nu am ratat, probabil că mulți au ratat ocazia. Dar nu am ratat-o. Am zis să nu risipim ce ne-a dat Dumnezeu. Atunci ai să o câștigăm, să o fructificăm, să, așa, în măsura noastră. Ați prins trenul în gară. N-am risipit. Și ați profitat de N-am risipit. A venit ideea și am zis, hai să o punem. Acum ce o costa, o costa, ce implicații o avea, ce presupune, o presupune. Fiindcă presupune multă muncă. Ea a apărut într-un moment în care nu exista așa ceva. Exista, într-un fel, că acum sunteți la curent cu publicațiile Patriarhiei, cu Lumina, cu Trinitas, cu... Existau într-o anumită măsură, dar la nivel de mitropolie, cum era atunci Mitropolia Moldovei, fiindcă vorbim de acum 9 ani, în timp în care era Patriarhul Teoptist. Deci noi am pornit pe timpul Preafericitului Patriarh Teoptist. Atunci nu exista așa ceva. Nu exista așa ceva, în special pe internet, practic nu exista internetul atunci. Deci ați făcut o muncă de pionerat? Nu chiar, fiindcă mai existau alte site-uri cu oarecare subiecte de tip ortodox, religios, dar ce am făcut în plus, cred că a fost partea, ca pionerat, partea de informație adusă din teritoriul de știre. Deci am apărut ca agenție de știri. Asta, pe timpul Patriarhului Teoptist, era ceva original. A fost ceva fără precedent, într-un fel, mai ales la nivel național. La nivel național a presupus însă niște eforturi foarte mari, fiindcă trebuia să acopere o arie mare de informație, într-un context în care nu funcționa foarte bine internetul și e cea mai ușoară cale de a comunica cu cei din teritoriu și de multe ori era nevoie de telefoane, de altfel de interogări, adrese și apelări și rugăminții de colaborare, prezentându-le intenția pe care o urmăream și vroiam să o punem în s-o atingem în etapa de finalizare. Finalizare nu există, nu o să existe niciodată. În sensul că, da, adică să vedem pus în practică. Da, exact. Și atunci, în acel context, am pornit partea de informare. Partea de informare de ordin local, acum o recunoașteți foarte bine în cadrul Agenției Bazilica. La nivel local, în interiorul, pe teritoriul României, în special. Am rămas, într-un fel, ulterior, pe partea internațională, mai mult, asta fiindcă exista o lipsă, un gol, nu atât în rândul agențiilor de știri religioase, care nu prea există decât, mă rog, una ortodoxă și una catolică, așa, ci în presa laică, mass media laică, nu raportează evenimente care ating religiosul, mai mult decât cazurile în care apar cine știe ce, au niște probleme care sunt legate ori de bani, ori de, da, care urmăresc spectaculosul. Ori asta nu reflectă realitatea, de fapt, presa laică, mass media laică, s-a compromis într-un fel, nu numai în domeniul religios, în toate domeniile. Știrile care sunt oferite acum la buletinele de știri nu sunt știri. Ele sunt... Da, deci s-a transformat buletinul de știri. Buletinul de știri s-a transformat într-un show. Și asta am văzut de multe ori pe știrile pe care noi le-am oferit și care s-au transformat ulterior într-un subiect de show. Inclusiv lansarea rețelei Episcopiei Sălbăziei și Călărașului, dacă ați văzut, în unele articole se făcea referire la o sumă 250.000 de euro, nu știu pe care i-am fi câștigat. Da.
așa, s-ar putea să pierdut, că ne-am învățat și de acolo. Știți ce am învățat? La un moment dat un părinte din episcopie zicea, măi frate, dar și oamenii ăștia, cum... uite cum o să zic, eu nu pot, eu le răspund. Da. Și treaba care e, zic, stați puțin, părinte. N-ați remarcat o treabă. Până la urmă, presa ortodoxă, chiar dacă nu bine organizată, există, poate destul de mare, fiecare în partea lui. Inclusiv site-urile la care făcea referire cu opinii mai dure, au un soi de informare în ele. Deci când apare un eveniment, îl dau, că-i de nasol, că-i de nu știu unde, aiurea, îl dau. Ori lansarea asta a rețelei era un eveniment mare pentru toată biserica, o bucurie pentru toată biserica. Ori în presa... Apropo, iertați, aceste site-uri au mult exces de zel și mult amatorism. Dar să știți că, între altele, poți găsi, nimeresc și lucruri bune în aceste, în interiorul acestor site-uri. Vă felicit că vă supuneți riscului. Riscul e de a... Da. Dacă nu mă supuneam și eu riscului, nu știam despre ce vorbesc. Deci recunosc că și eu am intrat ca să studiez asta. Deci, revenind, spuneam că, din nefericire, presa laică, într-adevăr, nu raportează corect ce face biserica. Au luat-o într-o glumă, au apărut pe seara, nu știu, o emisiune, un tip care ia tot în râs și zice așa, amintește, au amintit toți o sumă, nu contează, dar au dat. Presa cealaltă religioasă n-a dat deloc. Și a zis părintele, părinte, trebuie să-i chemăm la o masă. Să zicem, băi, uite, ai niște semi și în același spirit de glumă, cum au venit și de fapt, am organizat o conferință de presă în sensul ăsta, la lansare. A fost un eveniment, eu cred, unic în istoria post-revoluționară a bisericii. A fost o conferință de presă organizată la nivel de episcopie cu presă laică de toate genurile. Deci n-am avut reținere în invitații. Ne-am supus unui risc. Cred. Știți, primele întrebări puteau să fie legate de episcop, de bani, de... Așa. Și n-ai treabă cu rețeaua. Așa. Dar am zis nu. Îi chemă frumos. Au fost... N-am zis numai eu. A zis și episcopie. Vă dați seama ce a fost un părinte de mass media, săracul. Deci, mai ales că el are și calitatea de angajat. Și oricând s-ar putea întâmpla să vadă un gest de genul ăsta. Și presa a avut, am simțit o tendință agresivă în întrebări, dar răspunsându-le la modul firesc, fără a ține cont, negrijind total spiritul agresiv al lor, prin răspuns, am reușit să facem încât să-și schimbe atitudinea. La sfârșit, am mâncat frumos la o masă cu toții niște sandwich-uri pregătite de măicuțele de la mănăstire, de la episcopie, sediu eparhial, s-a transformat totul într-o masă prietenească, încât la sfârșit au zis. Și avem aici o doamnă preoteasă, părintele, bine, Toma de la Giurgiu, prezentă, este rudă cu noi. Părintele de la Giurgiu a fost prezent acolo și a rămas uimit. Fiindcă am stat cu toții de vorbă la sfârșit, nu mai pleca presa. Stând de vorbă, prietenește, exact ca o juietă între camarazi din presă. Se înțeleg că le lipsea așa ceva? Asta au zis. Au recunoscut. Au zis, domne, ar fi frumos să organizăm cât mai des evenimente de genul ăsta. Invitați presa atunci când reușiți ceva. Când, da, dar și presa trebuie să aibă deschiderea asta. I-a venit ușor agresivă, cum v-am zis. Atunci, răspunderea cea mai mare rămâne tot la biserică. La modul în care răspunde unui gest agresiv. Și da, aici am modelul lui Hristos. Adică nu ar fi greu, dar trebuie să înfrângi anumite de partea ta. Dar, fiindcă riscurile de a fi și tu agresiv, tu faci parte din societatea de azi, cum zicea părintele Cleopa, când se plângea o femeie, domnule, ce preoți avem noi în ziua de azi, vai de mama lor și faceți voi mai bun, ești femeie, fă mai bun. Apropo, cred că
dincolo de conținutul extraordinar de bine prezentat și de bine procesat, asimilat, procesat, parcurgând toate etapele expunerii unei informații corecte, a unei știri, a unui conținut profesionist prezentat. Necomentat. Foarte bine. Ce cred eu, după a mea părere, că ați adus în plus, mai ales atunci, remarcați, 2006-2007. Mă scuzați, remarcați în special chestia asta. Necomentat. Da. Știți ce înseamnă necomentat? Înseamnă că ce-am adus în plus deja a zis. Necomentat, știrea necomentată. Și toate. Flexibilitatea. Prea puțin. Recunosc că prea puțin. Ar fi trebuit mai mult. Ar fi trebuit mai mult, dar compromiteam din informații. Dacă interactivitatea este foarte mare, dacă permitem rubrici de comentarii în josul informațiilor, riscăm ca spațiul ăla de comentarii să... Eu pot să-i pun titlul deja. Spațiu potrivit blasfemiilor. Fiindcă cei care comentează cel mai mult nu sunt oamenii majoritatea. Ca și în lumea reală, ies homosexuali în față. La mobilitatea informației și la expunerea ei în timpul aproape real. Dar, adică foarte dar mai aproape de... Vă întorc încă o dată la ce ați zis mai devreme. Și am zis, necomentată. Da. Știți de ce necomentată? De ce revin pe asta? Realizați-vă, necomentat presupune un efort mult mai mic decât comentat. Deci noi facem mai puțin și dăm mai mult. De ce credeți că... Dar cum vă explicați efortul de a comenta o știre, de a afirma o opinie în presa laică? Aici veți remarca că există astfel de interese. Nimeni n-ar face un efort în plus să comenteze o știre, să o dea comentată, cu opinia proprie reflectată în ea, dacă n-ar fi interesat să manipuleze la o comandă politică, mai știu eu de ce fel. Deci e replătit să comenteze. Dar dumneavoastră e și imparțialitate. Ceea ce e bine. Mulți ar zice că nu e neapărat imparțialitate. Un musulman ar zice asta, nu prea ține cu noi. Deci fiindcă... Ați și evenimente cât? Din lumea musulmană. Da, da, și sau de ce natură? Știți? Reflectă realitatea. Da, din păcate, dar și acolo vă contrazic, nici măcar acolo nu trebuie exagerat, fiindcă extremismul din islamism îl putem compara cu extremismul între ghilimele din ortodoxie. Ce ar însemna un extremism? Dar ce ar însemna un extremism în ortodoxie? Că iar e un nonsens aici. Extremismul în ortodoxie ar însemna, ar presupune ca extremistul ortodox să fie extrem de bun. Extrem de... Nu? Așa. Da, nu? Vedeți? E, atunci, extremiștii care se consideră pe ei ortodoși, n-au cum să fie ortodoși. Ei singuri, prin natura și prin modul lor de afirmare, demonstrează că sunt extremiști, dar nu și ortodoși. Fiindcă extremistul ortodox nu s-ar afirma ca ei. Potrivit, mutând puțin, Mitropolitul Antonie Plămădeal, într-o predică sa, în tâlcuri noi la texte vechi, spune că Sfântul care se pretinde a fi Sfânt nu mai este niciodată Sfânt. Exact. Vreau să vă zic că, apropo de presa, îmi convine să... E ușor să, din parte, din perspectivă religioasă, să caracterizez, să critici presa laică. E foarte la îndemână. Așa cum presei laice, e la îndemână să critique tot ce e în biserică. Ce-i pasă? N-ai nicio legătură de suflet, n-ai nicio limită, poți să faci... El nu pierde nimic. Biserica pierde. Pierde și pe ei și pierde și pe sine. Da. Și totuși pierde și ea. Pierde și ea. El pierde din capul locului, dar acționează pe linia răului. Deci da. Este ceasul la început mai bine. Exemplul binelui. Trebuie să nu îi postezi arătându-i cât de rău este și să-i postezi atunci cât de bun ești, nu știu ce mult câștig ar avea el, dacă acceptă să învețe din ceea ce vede că e bine și bun și constructiv. Ce proiecte aveți în continuare? A. Cum vreți să dezvoltați sau să... Deci, stați, că nu am răspuns la cea de-a doua întrebare a dumneavoastră. Parteneriat. Poate să fie un răspuns la proiect, vreți parteneriat. Da, parteneriatul, noi dacă ne numim lăcașuri ortodoxe, atunci pe lăcașuri ortodoxe trebuie să fie prezente lăcașuri ortodoxe. Sunteți un lăcaș ortodox, aceea că oricând puteți fi prezent. Nu însă, neapărat, la modul în care dumneavoastră vi se pare corect să apăreți.
Știți de ce? Fiindcă iarăși apare o chestie ciudată aici. Dacă părintele Vasile de la Podeanu repetă mereu o istorioară în care un sculptor lucra la o statuie într-o piață și trecea pe rând câte un om și zicea, mai pune-i mai puțin nas, că uite cum arată. Mai venea unul, ce ok făcut. Bagă-i mai puțin adâncă, nu știu ce. Și a ieșit până la urmă o scârnărie, că fiecare după ideile lui, așa. Mi-am permis, îmi asum și risc asta să gestionez modul în care apare. Ați văzut, mi-am permis cam mult. Eu v-am cerut să scuze prin lumea, mi-a strimit, cred că spun, pot să spun, vreo 20 de articole și n-am publicat niciunul. Numai două săptămâni. Dar mi-am cerut scuze la dumneavoastră și v-am explicat de ce. Le apreciez, le știu, v-am și zis, ne folosim de ele, fiindcă fiindcă noi avem dreptul la informație, știți? Așa, și ne o folosim la maxim. Însă, sunt momente în care... În care unde e momentul. Nici dumneavoastră nu v-ar plăcea să apăreți cu o știre, între două știri, una, cea de jos este despre homosexual și cealaltă despre... Așa. Pe urmă, dacă îmi trimiteți un... N-a fost cazul la noastră, dar dacă primesc un articol de publicat care era despre pași și noi suntem la Crăciun, iarăși, în are sens, îl țin undeva și atunci îl întrebăm pe omul respectiv, noi, pe autor, vrei din nou să public sau că a venit timpul, da. Adică sunt niște reguli din astea care ar compromite, ca și în cazul rețelei, că ziceam acolo, e un avantaj, că în rețeaua Episcopiei Slobozie și Călărașilor apar informații din toate site-urile legate, interconectate și în mod automat. Dar dacă o informație, vai de ea. E un risc mare. E un risc mare. Și atunci trebuie ca cineva totuși să se asume asta, să gestioneze. Nu să se simtă Dumnezeu, dar să-și pună activitatea asta care e grea de sortare, de în slujba lui Dumnezeu cât mai bine și în slujba lucrării pe care, până la urmă, dacă am pornit-o, trebuie să o controlăm cumva. Și atunci, în funcție de asta, gestionăm. Alt motiv nu a existat. Au mai existat niște motive în care și la dumneavoastră, probabil că a fost cazul în care noi facem și corectură la ele, ceea ce ajută foarte mult autorul, până la urmă. Dar asta înseamnă și puțină cenzură câteodată. Câte o frază poate să fie neconformă dogmaticii sau... Și atunci apelăm la mijloc, sau literal gramaticale mai ales. Și atunci suntem obligați să intervenim. Intervenim, unii se pot supăra, alții nu. S-au supărat, le-au luat, au plecat, le-au cerut scuze, la fel. Altfel, nu. Deci parteneriat există cu toate bisericile. Numai că trebuie respectat anumite pretenții. Fiindcă ați remarcat că e bun tipul ăsta de informații și modul de prezentare și așa cum e. Dar dacă cineva, băi, să dai ea neapărat că uite ce s-a întâmplat aici la noi. Nu, deja tonul ăsta nu e al nostru. Știți? Da. Și trebuie cumva alese și ca proiectul să-și păstreze linia, fiindcă proiectul trebuie să fie în continuare credibil. Înțeleg că aveți o muncă de echipă susținută, probabil nu cu mulți membri, dar dedicați, care în spatele... Aveți și familia, e prezentă mereu și tot cu... susținut, deosebit. Da. Asta presupune. Presupune continuitate și... și recunoaște și seriozitatea site-ului și deja, de la un moment dat, sigur că vă bucurați dincolo de credibilitate, de seriozitate, de un nume și de un bun nume, sau de un renume chiar, de notorietate onestă sau onorabilă, ceea ce este foarte bine. Asta nu avem de unde știi, cel puțin nu am auzit undeva. La nivelul de proiecte, spre ce vă orientați? Proiectele, ultimele noastre proiecte, mă obligația să vorbesc despre Episcopia Slobozeniei și Călărașilor, dar asta, numai ca model, fiindcă, practic, astfel de proiecte și faptul că le mediatizăm, fie că ține de episcopie sau alta, folosește ca model și altora. Bineînțeles. Dacă pui mândria în față, zice, uite ce să laudă. De parte parteneri aveți și altele, nu doar episcopie. Da, am avut, am și altele, am și avut,
Iar colaborarea cu acelea s-a înflonat mai mult sau mai puțin din, din vina partenerului, care nu neapărat, să știți, de exemplu, nu pot să vă dau un metal, au existat episcopii la care angajații au zis, că de-aia de soție, angajații au zis, eu sunt plătit pentru atât, ce să mai stau să, la ora asta să-ți fac ție o știre, să ți-o trimit și să dai. Deci nu, e important pentru episcopul tău, că a stat până la ora asta și a făcut așa o procesiune cu, mai știu eu ce făcuse acolo, noi, dar eu trebuie să plec acasă, scuză-mă. Și a plecat. Acum, cum să o dau a doua zi sau mâine? Nu ar fi fost nici asta o chestie. Dar atunci când a pus să dai, de multe ori, e în direct. Deci a pus să dai live, a pus să dai în direct, a pus să dai la termen. Te înscrii într-un ritm profesionist pe care, la care nu mai poți să renunți. Și atunci prefer să renunți la știrea respectivă, a compromis-o respectiva persoană, la urma urmei e angajat acolo, poate gestiona situația mai mare de locului și nu a să ajungă la el. Acum noi nu suntem să raportăm, a spus că n-am dat nume, așa că rămâne să identifice singură episcopia. Da, da, da. Întrebări? Eu îl pot tot întreba pe domnul. Ce ar trebui făcut ca acest model de la Slobozia, când ziceți dumneavoastră, să poate fi implementat și la episcopii? Ar trebui, în principal, deschidere din partea episcopilor. Noi acum... De sus, de jos. Din partea episcopilor. Să știți că nu neapărat. Fiindcă episcopii, cum vă zic, au o mare nevoie de oameni dăruiți. Și care să aducă informația, pentru că episcopul... Da, 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 da. Cred că nu numai în cadrul respectiv se poate vorbi despre acest lucru, ci în orice domeniu al vieții. Cineva care, chiar dacă este bine intenționat și vrea să devină constructibilă ideea lui, acțiunea lui, material, nu este informat, nu este cu nimic de vină. Nu-l poți nici acuza, nu-l poți cere. Deci, e datoria nici celui care, de exemplu, cum suntem noi aici. Acum am luat informația, am luat ideea despre ceea ce ne-a prezentat dânsul. Și fiecare știe, la locul potrivit, el știe, de exemplu, colegul nostru, pe lângă munca pe care o desfășoară aici, și ați văzut foarte bine cum se schimba lucrurile de un an de zile, se duce acum în alt loc de muncă, unde este agățat dânsul, unde este încadrat, și acolo dezvoltă ideea aceasta unde se potrivește și spune, iată la întâlnirea pe care am avut-o în toare context. Putem să preluăm chestia asta și să o dezvoltăm. Putem să o aducem aici. Dincolo de asta, cred că la asta se referă, sau și la asta se referă domnul Cătării, episcopul are nevoie de oameni dedicați. Absolut. Dedicați, da, care, dacă mai sunt și responsabili și puțin competenți sau cel puțin deschiși spre a învăța, știți de ce? Și are și contribuie. Nu așa mi s-a întâmplat, deci nu știi, e ora nu mai mi-am făcut. Da. Adică se dăruiești pe tine. Nu am dedicat. Fiindcă revenim la ce spuneam mai înainte. Hristos n-a impus legi, nici episcopul nu poate să impună legi. Și nu poate lucra singur. Strict. Sau vreunul singur. Strict pe... Da, deci vezi că dacă mai apare ceva, stai și după program. Vezi că stai după program. La asta, dar la asta nu. N-ai cum să prevezi atâtea situații. Sunt o infinitate de situații. Și atunci asta presupune dăruire din partea celui angajat. Și el ia decizie. Sigur, aici ține. Știți cum e, cum e până la urmă și cu ascultarea. Ascultarea de multe ori e bună, de multe ori e o scuză. Și că nu mi-a dat-o ca ascultare, nu e treaba mea. Poate fi și un pretext. Dar cum e cu pretext? Cum e și postul? Postul poate fi rău și poate fi și bun? Poate fi și rău, nu? Că de ce poate fi și rău? Fiindcă îți poate hrăni mândria. Am văzut o discuție la un moment dat la un radio care era ortodox, în care zice, vai, părinte, eu păcătoasă de mine, m-am sunat acum, am intrat în direct, vreau să vă zic că ce ispite am în postul ăsta, mă duc pe stradă, mă întâlnesc cu o femeie, dacă nu mi-a făcut cu și boțeta, ce te mai fi la biserică, nu vezi în ce hal ești, cum, așa, și i-am zis, părinte, nu, tatu, să mă lași pe mine, că eu cu calea mea bisericii, ce? Și a venit și s-a spovedit la radio pe tema asta, dar efectiv compromițând-o pe femeia aia. Deci era... Ce sunt virtuțele de dreapta, căderea în culmea, părinții, cei doi părinți prezenți la discuție, ziceau, băi, săraca de dumneavoastră, vă înțelegem, că și noi pățim. Da. Dar și-a început toată istoria să demonstreze clar, demonstrau clar că
postul, poate, poate fi și, poate să facă și rău. Și n-am zis, eu am zis-o părinții, mi se pare părinții Cornelia, a zis asta mai exact. Atenție mare că postul poate face și rău. Adică dacă tu te consideri pe tine sfânt din momentul în care ai început să ții postul și vezi pe toți ceilalți care nu țin păcătoși, atunci mai bine nu-l ții. Postul mai sunt întrebări, domnul Mircea? Mă depășește subiectul. Depășiți-l în asta și adoptați un subiect care vă e... Valentin, ai o întrebare? Valentin, măcar. Te-ai spus acolo după stâmb. Absurd. Domnul Dincă, mai sunt ingineri în biserică care... Apropo de... Sunt convins că vă înțeleg și din perspectiva aceasta, politehnistă. M-am exprimat prea puțin inginerește ca să... Dacă utilizarea celulară au efect negativ asupra sănătății umane, am înțeles că lucrați în proiecte de IT. Da, asta nu pot spune eu. Probabil că au orice are, orice radiază, orice... Vă referiți la telefon, nu? Eu zic că de ce mai trebuie, că știm toți asta. Asta știu. Francesc că... Iauda, cu 3 ani, telefonul mobil. Și a murit din stat. Eu îi încurajez să întrebe și părintele zice de ce mai întrebe. Păi zice, nu e clarificat în aspirin. Ați văzut ce e zonă? Bine, asta e, dacă la ora actuală se scoate calculatorul din viața omului, l-am luat prin surprindere. Ce am putea să mai facem? Deci a devenit o necesitate de viață. Telefonul, tot ce este IT. Dar important este ca noi să înțelegem cum să folosim aceste lucruri. Cum reacționează tinerii vis-a-vis de acest site, de agențiale ca și Ortodox? Aveți un feedback din perspectiva aceasta și cum vedeți că reacționează tinerii? Din biserică, din... vă scriu, vă răspund, vă contactează? Aici deja comiteți o greșeală. Îi împărțiți pe oamenii. Nu, prea fericitul spune că nu sunt tineri sau bătrâni, ci tineri de vârste diferite. Și al de 10 ani și al de 70 de ani, poate... Atunci vă răspund. Ai potrivit. Da. Cred că oricine ar recunoaște într-o persoană mai avansată în vârstă, care navighează totuși pe internet, o anumită tinerețe. O deschidere către tinerețe. Sau, mai degrabă, o conservare a tinereții. Cred că oamenii tineri nu sunt cei cu vârstă tânără, ci care își păstrează tinerețea, da, cu orice preț. Și cred că ei, vă dați seama, reacționează bine, dacă la ei vă referiți. Dacă vă referiți la sectoare de vârstă, eu cred că nu are importanță vârsta. Fiindcă, așa cum ați văzut în biserică, a văzut și părintele, când sunt tineri mai mulți, când sunt copii mai mulți, când sunt persoane mai vârstă mai multe. Nu, bănuiesc, ca și e peste tot. Nu poți să tragi o linie să zici, oameni, dar prea puțin tineri vin la biserică. Ba, da, dacă mergi între tineri, o să auzi. Am fost odată și mi-a zis cineva, un tânăr, am vorbit cu un tânăr, zic, bă, de ce nu vii tu la biserică? Și el zice, haide mă, că nu sunt tineri deloc acolo, ce să caut? Păi zic, dacă nu vin, nu sunt tineri, doamnă. Cum să fie tineri? Și... să nicătumiești. Da, exact. Toma de asta nu sunt, că nu vin. Dacă ai venit, tu ar fi tineri în biserică. La fel e și pe internet. Intră, se uită, pleacă, părerii prea puține, nu lăsăm comentarii. Deci, practic, părem că nu ne interesează părerile lor. Îi disprețuim într-un fel așa. Dar îi respectăm, fiindcă ne supunem dorințele lor și vedem prin mesaje. Am avut mai mereu pus o adresă de e-mail acolo în care să se facă anumite sesizări și am cerut păreri. Și am cerut păreri. N-a existat niciodată, în ăștia 9 ani, să nu răspundem unui e-mail. La dumneavoastră a existat, că îmi trimiteați articole și ați subînțeles în primul că nu vă vin nici pe da, dar încercăm să facem asta cu promptitudine și ținem la asta, fiindcă am văzut că asta înseamnă, de fapt, ce zicea părintele, să comunici la modul real. Dacă dai informația și, pe urmă, doar aștepți așa să ai cititori și disprețuiești
neconsiderându-i ființe umane și ființe virtuale, atunci pierzi mult, pierzi mult, fiindcă începi și tu să devii o publicație virtuală sau o ființă virtuală. Dacă tu vezi, ai primit un semnal de la un cititor, atunci e musai să-i răspunzi, să-i arăți că acolo, dincolo de site-ul acela, e o persoană reală și care îl cinstește ca persoană reală și pe el. Și cred că asta este obligatoriu. Înainte, mai bine nu ai timp să publici știri, decât să nu răspunzi un om. E exact ce ar face părintele dacă vine un om la spopedit și ai văzut, te-ai mai și lasă-mă, că eu am acum de făcut rapoarte, să le dau la Patriarhie, să nu știu ce. Deci nu e posibil. Deci nu fiecare om este... Tocmai, n-ai de unde să știi cine și poate fi Hristos în persoană. Lunea viitoare, pe 16 martie, la orele 18, vă așteptăm, vă poftim cu mare drag, aici, din nou, la o altă seară duhovnicească. Va fi părintele profesor Constantin Pătuleanu, parocul Bisericii Udricane, profesor la Facultatea de Teologie, care a fost și anul trecut aici la noi, și care va vorbi despre Sfântul Ioan Gură de Aur, dascălul pocăiței. Va fi la ora 6, nu la ora 7. De ce? Fiindcă dumnealui în seara aceea, pe la orele 7:30, trebuie să plece la Constanța, unde are a doua zi dimineața o susținere de doctorat. Și va pleca de aici direct. Și atunci am mutat cu o oră mai devreme, ca să se încadreze și dumnealui un anumit program. Știți ce mi-ați făcut? N-am citit nimic din... Asta o dată. A doua, aș vrea totuși să citesc un... Da. Spus, nu, n-am încheiat, doar că am intercat. A, era un promo, publicitate. Da, nu, l-ați simțit melodia de spot și... A fost dragă. Atunci, vreau să zic asta, că probabil că e și târziu, nu știu. Nu, nu, puteți, nu, spuneți. Să nu credeți am că v-am cenzurat. Nu, interactiv. Nici n-avea zola, ci după cenzurat singur. Doamna asta ați vorbit, ați pus întrebări și astea. Am găsit un fragment frumos, semnat de... e de la statie. Da, da. Arhiepiscopul, un arhiepiscop William Temple, care a zis așa, este vorba despre impactul pe care îl are, că tot întreba doamna, despre impactul pe care îl are asupra parohiei site-ul web și orice publicație în general, bisericească. Mai fac puțină trimitere la ceva. Apropo de asta, anul ăsta am avut un festival de film scurt, la care ați participat, a luat și o diplomă domnul Sperian Gomboș, pentru numărul materialului extraordinar de mare. Bineînțeles, le-ați realizat aici, le-a filmat toate. Mulțumim și domnului Olivian Breda, că el, practic, le-a filmat. L-am recunoscut din unele poze. Că, Olivian, da. Da. Îi mulțumim mult. Într-adevăr, e mare lucru, fiindcă au fost destul de bine montate, încât să fie, mai ales ultimele. Mai așa că ultimele, este mai mult ca lui decât am. Da, bine, asta vă înțelegeți, o faceți la țeros. Da. Sau pe lângă... Da, vreau să recunosc. Că un părinte care a câștigat într-o parohie o diploma festivalului, deci trofeul, chiar a zis, zice, nu, e bine să dau fiecărui parohian în parte, să-l țină câte așa și noastră cu diploma, deci puteți să... Iar vreau să vorbesc puțin despre asta. Este o variantă prin care, iarăși, am reușit să facem omul să creeze. La dumneavoastră n-a fost cazul, dumneavoastră v-ați stârnit singur la asta. Dumneavoastră creați tot timpul. Ați realizat înregistrările, ați realizat conferințele, înregistrările, le-ați și trimis. Noi doar le-am înscris puțin, dacă le-am făcut ceva acolo, că am ajutat conform regulamentului. Da, se simt. Se simțim pe noi și acum. Treceți la citat. Da. Și vreau să vă zic că este extraordinar că fără internet nu s-ar fi putut face acest festival. Corect. Unde se reafișe? Din beneficiile. Da, ori nu știu care de aici, dintre noastre, ați fost prezenți la conferințe în general aici, dar, culmea, ați apărut filmați de dumnealui și de domnul Sterian și de părinți
În săli de spectacol, de cinematografie, unde au fost proiectate pe perioada festivalului, în două zile, de Valentine's Days, ați apărut în Călăraș, Oltenița, Alexandria, Lehriu. Da, este extraordinar. Deci sunt conferințe pe care altfel, de care altfel v-ați fi plâns că erau numai trei oameni de față. Sau 10 sau 3. Am văzut mulți, sunteți modesti. Că am văzut și mulți prezenții. Și acum sunt mulți. Dar cât? Dar noi cine suntem și despre nați, la Micre Holdea? Da, la au fost, am văzut. Costel Nicolescu, la... Da, am văzut, am văzut. Și, și vreau să ajung la faptul că inclusiv acest festival a reprezentat o variantă, o alternativă pentru tine. Ați întrebat de tine, a întrebat doamna de impact. A reprezentat o alternativă pentru tine. În același moment în care noi organizam festivalul de film scurt, în care tinerii erau invitați să vadă un alt film de Valentine's Day. Un alt film decât cele la care aveau tendința să se ducă. În aceeași perioadă, alții din partea bisericească, partea religioasă, apăreau și ziceau, domne, să scoatem în sărbătoarea asta, dar mai mult, acum, dacă ea tot rămâne, că ține de live treaba cu scosul și așa, să ne spune obligații pe tine să stea acasă, domnule. Păi nu, nu poți să-i obligi să stea acasă. Nu poți să obligi pe nici pe noastră, nu, putem așa. Ideea e să ne dai alternativă. Aia rezolvă tot. E valentare, bravo, inimioare, așa, vrei la film, uite film. Alternativă, nu se poate plânge. Și s-a câștigat sărbătoarea între ghinele. Nu revii azi. Sărbătoare. S-a câștigat. Ați convertit-o oare? Vrei ceva mai bun? Într-un fel. Nu poți să îi limitezi libertatea, dar să nu-i dai... care depinde de tine. Alternativa depinde numai de tine. Nu-ți vine ideea. Asta e. Și înseamnă sările au fost pline de tine. Iar sările au fost pline numai de tine. Am poze, nu le-am publicat... Că n-am să... Au fost aduse scaune în plus, au fost numai tineri. Numai tineri de la 11, 12, la liceu, de genul ăsta. Stați să ne ierte, doamna. La întâlnirea asta era bine să vă fie invitat amândoi aici. Să intervine, să vorbească și doamna. Că la întâlnirea asta m-a zis, asta nu e acolo și dumneavoastră aici. Că oricum a fost mult mai... Și haide să închid, că să nu... Arhiepiscopul acesta a zis referitor la asta. Știm și noi știm. Nu e ușor să schimb lume. Și el a zis așa, să creeze lumea a fost ușor. Niciun efort nu i-a trebuit lui Dumnezeu. Să fie lumină, a spus Dumnezeu. Și a fost lumină. Dar pentru a transforma inimile noastre egoiste în ceva firesc, în dragoste, în frumusețe, care e natura lui Dumnezeu, l-a costat pe Dumnezeu agonia, sudoarea sângeroasă și moartea pe cruce. Deci, cam asta este situația. Ce să facem noi, ce să facă biserica, ce să facă preoții singuri, ce să facă patriarhul singur, episcopii singuri? Trebuie jertfă. Și jertfă din partea tuturor. Se cere mult de la patriarh, de la preotul din biserică, de la... într-adevăr, trebuie oarecum, anul ăsta e al parohiei și trebuie oarecum militat pentru o deschidere mai mare a misiunii în rândul parohienilor. Preotul e unul singur, parohienii poate să însemne. Sunt 50 de inși în biserică, 50 de preoți afară când ies. Trebuie să recunoască asta și preotul și să instige la asta, să dea curaj omului credincios, că și el poate predica. De asta se face trimitere la misiunea laicatului, se recunoaște. Exact. Sunt niște misionari trimiși de preot afară și exact. Aici intervine, deci, puterea lui Dumnezeu care este omniscient, omniprezent, omni, și e într-o plus infinit. Și infinitul presupune infinitul mare, infinitul mic. Dar noi nu avem concepte și nu putem să definim. Cine își propune să definească pe Dumnezeu, din capul locului face o greșeală. Nu poate să judece cineva ceva din creație, că pentru a avea o judecată limpede și clară și definitorie, ar trebui să fie din afara creației. Absolut. Corect. Nu se dă una lumea absurdului. Însă, apropo la ce a spus aici domnul Cătălin, chiar și Dumnezeu, care este atât de omni, se confundă cu această problemă a omului. A schimbat lumea, a făcut lumea, să fie lumină. La început a fost cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu, Dumnezeu era cuvântul.
era de ajuns să rostească cuvântul și se înfăptuia. Cu omul cu noi acum este mai greu să se schimbe imorul. De ce? Pentru că depinde de om. Dumnezeu nu ne schimbă pe niciunul dintre noi, cât timp nu vrem noi să ne schimbăm. Fă tu, omul, primul pas și Dumnezeu va face toți ceilalți pași și mai ales pe cei care tu nu poți să stăi groapa cu ei. Atât dăm un respect. Da. Pentru că a spus să facem om după timpul și asemănarea noastră, a zis Tatăl Ceresc în sine de Său Cel dintre cei care au invitare, trei ipostasuri. Și în momentul în care a rostit aceasta, să facem om după timpul și asemănarea noastră, înseamnă că i-a dat acestei ființe, acestei făpturi, atribute divine. Și Dumnezeu, care se respectă pe sine și respectă și sinele Său și sinele omului, nu-i încarcă liberul arbitru. Și de aceea se întâmplă, dacă ne-a fi făcut Dumnezeu așa cum a făcut toate celelalte făpturi din creație, nu ne-am mai fi confruntat cu aceste mari probleme care există la ora actuală, în epoca aceasta a consumismului și a consumerismului. Ne-a fi fost foarte ușor și foarte dulce. Face Dumnezeu, ne dă Dumnezeu, vine Dumnezeu, pune mare Dumnezeu. E bine? Nu. Dumnezeu ne-a spus, fiți ca mine. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru este. Dar fiecare trebuie să-și asume să facă această desăvârșire cu sine. Și de aici apare nenorocirea asta care ne confruntăm în viața socială, în viața de zi cu zi. Nu suntem în stare să sărbătorim pe Dumnezeu, ci ne agățăm de Valentine's Day sau de nu știu ce. Nu putem să decriptăm ceea ce vine din afară și să spunem asta se potrivește aici, că este corelată cu ce vrea Dumnezeu. Ci o luăm pentru că e nouă, pentru că ne instigă, ne frapează, e nemaipomenită. Nu contează de unde vin. Da, putem să luăm din lumea Occidentului, din lumea de gheață, de oriunde putem să luăm orice. Dar să fie ce-i place lui Dumnezeu, nu ce-i place lui celuilalt. A vorbit dânsul despre bine și rău, cu toată informația de aici. A vorbit și domnul Sterian Gomoș, la fel. Păi există peste tot binele și rău. Și la Dumnezeu. Și acolo este iad și rai. Deci bine și rău. Iadul și rău este și aici. De aici se începe iadul, de aici se începe rău. Dacă fiecare dintre noi presupune că în viața pe care o duce, că îl cauză pe Dumnezeu, că s-a dumnezeit pe sine cât a putut în viața, pe toată experiența care a avut, de la primul A până la of. Se înșală dacă el crede că prin trăirea lui a moștenit raiul sau iadul. Nu, încă de aici se începe raiul sau iadul. Nu e așa, că de aici plec direct în rest sau direct în iad. Nu, de aici începe. De aceea se cuvine să fim foarte atenți la fiecare particulă, la fiecare respirație, la fiecare atom și moleculă din noi, cum ne mișcăm. Privirea omului, gândul omului, poate să declanșeze infernul. Sau poate să teme. Ai vezi? Nu vreau să vorbesc despre părinte, era frumos de încheiere, așa. Dar mi-am amintit, ați făcut referire la infinit, vorbeam după lansarea rețelei, a fost un interviu la Radio România Actualități și chiar s-a râs, s-a zâmbit la, s-a râs la dreptul la chestia asta. Dom'le, dar e compatibilă biserica cu virtual? Sunt compatibile? Ce caută biserica în virtual? Și eu chiar scrisesem în carte, un flamel la început, o să-l găsiți, biserica era cea mai în măsură să gestioneze virtual, fiindcă biserica este cea mai învățată cu virtual. Biserica este acuzată că trăiește în virtual de lumea reală. Virtualul este domeniul bisericii. Ceea ce nu e pipăibil, sensibil. În încheiere, în concluzie, dacă vreți să ne adresați un cuvânt, s-a rămas bun, cu promisiunea că veți mai veni. Vă mai așteptăm. Eu vreau să stăduim să fim mai mulți. Am fost mulți, v-am zis, s-a transmis și indirect. Suntem și vă așa. Vă duce informația și cei care sunt aici și probabil pentru că ai fost exact această licență din cauza că dintre credincioși mai mulți a zis, Saul, mă depășește. Nu știi, nu. Nu, și încă nu sunt obișnuit, dar să știți că la a doua întâlnire, am avut deja câțiva părinți invitați care au venit a doua oară. A fost lume mai multe, că deja am început oameni să-i cunoască, îi știau de prima dată și deja au prins curaj. Și prind curaj în continuu. Așa că a doua oară, va fi cel puțin cu unul, cu doi, cu trei. Eu, cu drag, v-am zis, nu am cum refuza. Eu vă mulțumesc mult că m-ați invitat, mulțumesc părintelui că
a stat și până la ora asta și a participat în mod extraordinar la, la partea duhovnicească a discuției. Și noi vă mulțumim că ne-ați sunat în invitație. Mulțumim tare. Na. Dacă nu vom fi mai mulți, vom fi mai bine pregătiți. Eu am învățat multe și data viitoare voi avea și întrebări. O să mă informez în continuare. Bineînțeles. Nu, acum terminăm. Acum terminăm. Acum sunt într-o încheiere. Și vă trebuie să văd ce înseamnă. Nu știți de ce. Ar fi însemnat să fie o reclamă numelui meu. Îl știu. Mai mult de atât nu, fiindcă ea se adresează pe un ținut. Nu știu, problemă. Îi învață cum să-și alcătească un site în biserică, ce continuu să aibă și sunt chestii tehnice. Păi, exact acolo m-am pierdut. Exact acolo, da. Da. Să rămână și eu, doamne. Facem rugăciunea, nu plecați să ne facem obișnuita poză de grup, aparte. Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Părinte, binecuvântați! Pentru rugăciune tuturor Sfinților Tăi, binecuvântează, Doamne, și miluiește pe noi! Tuturor Sfinților Tăi și ale Sfântului Rav Nicolae și ale Sfântului Cuios Părinte Aton și ale Sfinților, Domnul Dumnezeu să mulțumească dumneavoastră pe noi, ca un bun și oameni viitor. Amin! Amin! Seară binecuvântată! Vă așteptăm și lunea viitoare la ora 18. Celelalte sunt la ora 19. Peste 2 săptămâni și peste 3 săptămâni.